Bună ziua, doamnelor și domnilor. Eu sunt Yugo Neumorni și sunt președintele Asociației Directorilor IT și Comunicații din România. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de noi la o altă ediție a evenimentului CIO Talks, webinar organizat de către Asociația CIO Council. Aș vrea să încercăm să renunțăm la share screen-ul de pe ecran, dar nu știu dacă o să reușim. Vă rog să-mi permiteți ca în numele boardului Asociației CIO Council și a membrilor să vă mulțumesc pentru prezența noastră astăzi alături de noi. Sesiunea de astăzi are ca principal, ca subiect, din nou zona de cybersecurity. Încercăm de această dată să aducem în atenția noastră o sesiune aplicată. Ne propunem să discutăm două ore alături de invitații noștri câteva soluții aplicate pe zona de infrastructuri critice naționale, soluții care sunt utile companiilor în principal de mari dimensiuni în ceea ce privește zona de detecție, de monitorizare a intruziunilor, de identificare a unor acțiuni care pot să conducă către un atac cibernetic. Așa cum spuneam, o să avem câteva case study-uri aplicate și iarăși vom avea posibilitatea să învățăm cum putem aplica noile tendințe din industrie de tip artificial intelligence, machine learning sau advanced analytics în detecția, în prevenția atacurilor de natură cibernetică. Este o realitate faptul că, în general, în ziua de azi e foarte greu să te mai bazezi doar pe instrumente izolate, pe flare-ul inginerilor de sistem și pe informații care nu sunt coroborate. Securitatea cibernetică rămâne, cum s-ar zice, prioritatea principală a departamentelor IT și ale companiilor, pentru că orice fel de atac cibernetic care se soldează cu înseamnă pagube, înseamnă pierderi economice, înseamnă pierdere de reputație și așa mai departe. Avem astăzi alături de noi ca supporting partners pe Dell Technologies, unul dintre partenerii noștri tradiționali, îi mulțumim foarte mult, alături de Palo Alto Networks și, desigur, de partenerii noștri Atos și RomSim Data. Evenimentul de astăzi va fi în limba română, cu excepția primei prezentări, o prezentare pe care o să o facem în engleză, pentru că oaspetele nostru vine din United Kingdom, din Marea Britanie. And now I'm going to switch in English, because I'm going to introduce our first speaker. So today we will have with us, we have the pleasure to have with us Mr. Arash Ghazanfari. That is the Chief Technology Officer from Dell Technologies in United Kingdom. Hi, Arash. How are you? How are you today? Delighted to be with you today. Thank you very much for having me. Thank you very much for being with us with the CIO Council, the Association of the CIOs and IT Directors from Romania. What did you prepare for us? Well, today I was hoping to talk to you about Dell Technologies' overall strategy and approach when it comes to security transformation and how we can ensure that security can be an accelerator for innovation rather than it being a barrier to change. All right, the floor is yours. Thank you very much. Well, thank you very much for having me. Arash Ghazanfari, CTO for Dell Technologies, and supporting the overall go-to-market strategy for Dell Technologies across its entire ecosystem of partnerships within the United Kingdom. Hopefully you can all see the slides okay and you can hear me all right. Great. I just wanted to start the conversation by telling you a little bit about Dell Technologies. Of course, we are focused on delivering a profitable business, but at the heart of our company, we actually believe that technology can and should be as a force for the progression of humanity. And indeed, during the difficulties that we experienced within 2020 and ongoing challenges in 2021, we are actually very proud that with our broad ecosystem of partnerships and the
resilient supply chain that we have at our disposal, we managed to help our customers meet the challenges and the requirements that they needed in order to accelerate their digital transformation. And many of our customers are also prioritizing holding on to liquidity and moving to inclusive as a service consumption models, which is something that we are indeed accommodating as far as the market demands are concerned. And we also have a strong commitment to research and development. And overall, this has allowed us to remain the number one technology vendor in the industry. And this is not just our view, this is a view that is validated by many industry analysts like Gartner. And if you consider some of the mega trends that are affecting the technology industry, such as delivering an agile workforce, bringing compute and intelligence and machine learning capabilities to the edge as we are accelerating our digital transformation efforts at the edge, and exploring the intersection of AI, big data, and 5G, and the multi-cloud world that we are in today to explore trends like smart cities, the use of digital twin in the industry. All of these aspects we have relevance in across the board because of our broad range of capabilities. And indeed, one of the areas that we are focused on is how do we build security intrinsically into the fabric of our enterprise architecture so that security can actually span across all of these initiatives so that we can actually deliver our digital transformation outcomes safely and securely for the business. And the reality is that when we think about the security landscape and the security market, there are many vendors available out there. And what our customers are increasingly trying to do is to improve their security posture. And the reality is that if we look at security issues as point problems and start adding point solutions and not have a unified and integrated approach, it ends up having an adverse impact on our overall security outcomes because we'll end up with too many security controls that may not necessarily work together. They may not learn from each other, creating a noisy environment that can create significant challenges for us going forward. And many of our customers are looking at rationalizing the number of security partners that they work with and moving towards more of a unified approach to implementing security controls. I highly encourage everyone to download the freely available data breach investigation report that is published by Verizon on an annual basis. There are some really interesting content in there, particularly around some of the common attack patterns that we see across each industry vertical. And some of the issues that we come across within Dell Technologies is actually confirmed in that report, which is, for example, ransomware and destructive cyber attacks are becoming more and more common. Certainly, ransomware has been one of the most observed threats in 2020 and 2021. And lateral movement continues to be a common characteristic for advanced persistent threats, where hopping from one system to another system is a common attack pattern that we see in the overall architecture. And unfortunately, many of our customers who come to us for help, who have discovered that they have been breached, indeed they don't discover the bad actor in their environment after over 100 days have passed. And this is a common issue in the industry. And there are some misplaced beliefs around moving workloads to the cloud, or indeed repatriating workloads away from the cloud, isn't going to improve your security posture if you have vulnerabilities inherently built into your application architecture. And if you were subjected to a destructive cyber attack, typically restoring from your traditional backup environment may not necessarily be the right thing to do because you might have secondary payloads in those backup environments and indeed continue to having challenges in that area. So we need to take a look at how we recover from these threats if we are subjected to a destructive attack. And in order to build an intelligence-driven defensive strategy, we need to have an understanding of the anatomy of the attack. As some of you might know, this is the cyber kill chain popularized by
Lockheed Martin for the US Department of Defense. Some people might think it's slightly outdated. There are more sophisticated frameworks such as the MITRE ATT&CK framework available out there. But I think that this is a really simple and effective way for us to understand the journey that a bad actor takes from the initial recon phase all the way to establishing their command and control network and move towards the action and objectives phase. And there are certain things that we can do with nominal investment to improve our cybersecurity posture. So VMware, for example, published a white paper called The 5 Pillars of Cyber Hygiene, in which they try to discuss some of the ideas around improving the overall security posture within the infrastructure. For example, only give access to systems that you actually need to have access to, micro-segment the environment and reduce the risk domain as much as possible, and make it very difficult to bad actors to laterally move across your organization and your technology investments. Encrypt your data, but encrypt your data where it makes sense to do so, because encrypting everything everywhere can actually have some operational challenges, particularly if you want to adhere to regulatory obligations such as GDPR. And wherever you've got human system interaction, you should consider implementing multi-factor authentication. And the last one says patching, but what we are really talking about is ruthlessly automating the lifecycle management of hardware and software. This is a major issue for many organizations who can't keep up with that change that is necessary to essentially keep the environment secure. And if you automate that piece, you take a majority of that headache away from your operational day-to-day issues. Now, from Dell Technologies' perspective, the defensive strategy should involve understanding the enemy and understanding the methods that they use, and being able to detect the threat activity as quickly as possible. And this can only be done if you've got your software-defined architecture and your software-defined security controls embedded intrinsically into the fabric of your enterprise environment. And that will then enable you to automatically and in a policy-driven fashion detect and disrupt the kill chain as quickly as possible, and then prove to the business that you have actually eliminated the threat. This is incredibly important. And this is a step that is somewhat missing from most environments that we tend to come in contact with, because there is not that end-to-end visibility. And of course, last but not least, it's about adopting and getting stronger so that your security controls are working together, they can share the indicators of compromise and the threat intelligence with each other, and you come out of this experience stronger than you were before. And that requires adaptability and resiliency. So that resiliency is something that we can deliver with our secure by default architectures. Adaptability is something that you can achieve by having that end-to-end level visibility that, again, this is something that we can help you with. And unifying your security controls as much as possible by rationalizing the number of security controls and having an outcome-driven approach to acquiring security controls and investing in cybersecurity rather than tactically investing in cybersecurity. And this requires having that board-level conversation with vendors such as Dell Technologies, or indeed with major players in this field such as Palo Alto Network and others, rather than looking at issues in a tactical from a tactical basis. Now, we can't really protect the environment protect the future of our organization in the same way that we protected the past, because the way that we are deploying technology is changing, the way that we are consuming data is changing, and our application architectures are evolving. We are moving towards that distributed application and cloud native architecture. And therefore we need to have a contextual understanding of what is actually happening with our application assets. We need to be fully in control of our application and data supply chain, and having that operating system level introspection and visibility and that granular contextual awareness of what is going on at our endpoints is extremely important. And our software-defined security controls need to be able to flex and flow with the application as the application horizontally scales, for example, if you're moving towards
highly distributed microservices, it's really important that your security controls can flex and flow with the structure of your application, regardless of where these applications may reside. And of course, as your applications become more and more distributed and your data consumption becomes more and more distributed, it's essential that we understand what is actually happening at a network, and having a contextual awareness and detailed understanding of our network activities becomes really important. We need to be able to define a common language so that everybody up and down the organization can understand what good looks like, what is our attitude towards risk, and what is our desired security outcomes. We need to be able to declare these desired security outcomes and allow our software-defined, intrinsically secure, cloud-agnostic architecture to deploy our declared intentions automatically at scale on any platform, regardless of where our application and data resides. And we can only achieve this if we operationalize our approach to implementing and delivering security back to the enterprise. So as an example, imagine that your network administrators can define networking constructs in software. This can be done by several means. NSX, for example, from VMware is one option. Your security administrators can define security policies and controls. Again, that can be done in software. And then your cloud architects, your application blueprint designers, can inherit these security and networking policies and embed them into the overall application blueprint. And then when they're confident, they can then publish these applications on some form of consumption fabric. In this case, you're looking at something like a vRealize automation. Very commonly, we see technologies like ServiceNow being used, and they basically use things like vRealize automation as an execution arm. And these applications that are already secure will then be made available to your cloud consumers. This could be your customers, this could be your line of business consumers. They can then with confidence deploy these secure by default applications on any platform that IT approves. And the reality is that the security controls around these application blueprints will live and die with the application throughout its life cycle, regardless of whether these applications are deployed on traditional data center environments or if they're deployed on various cloud platforms. You are in control of your security policies, and you know that your application and your data is protected regardless of where it resides. This is a strategy that we have been implementing for many of our customers in collaboration with partners like VMware and other ecosystem players. If this is of interest to you, if you're not doing this today, you should really be applying this platform level thinking, and Dell Technologies is able to assist. And I talked about having that broad level visibility so that you can have a much more adaptable attitude towards risk. You can constantly be aware of your risks. You can make smart decisions around where your workloads should be located. And you're confident that you have that end-to-end visibility. So you know that you're not going to put your organization at too much risk if you were to move, for example, one application from one platform to another, or indeed deploy those workloads closer to where your talents are and closer to where your market requirements are. And as many of our customers moving towards more cloud-based technologies like Kubernetes and orchestration around containers and approaching that cloud-native application architecture, there are some benefits to that. One of those benefits is that you can create an architecture that is built for change rather than having an architecture that is built to last. The best thing that you can do for a malware author is to change nothing. Because they can come in, they can build their command and control network, and they can take their time and they can carry out their destructive intentions at a moment of their choosing. Whereas you could do what many of our customers are doing by moving towards these cloud native platforms, by being able to, for example, rotate the credentials within your platforms automatically, being able to keep up with the common vulnerabilities and exploit intelligence that is coming from, for example, the developer and the Kubernetes community, or indeed being able to
destroy your production environment and recreate it again during production hours, one container at a time, in an automated and orchestrated fashion, taking full advantages of the availability that you see within the Kubernetes layer, and then allowing your environment to essentially refresh every few days. And by doing that, you're assuming that the bad actors are already in your environment, and you're essentially reducing the time to live of the bad actor within the organization. This is something that many investment banks are currently doing, and this is a practice that is being added to the portfolio of capabilities that organizations are employing from a cybersecurity perspective to enhance the overall security posture of the enterprise. Operational resilience is incredibly important. So in order to achieve operational resilience, particularly cyber resilience, you need to be able to build executive level awareness. That executive and board level buy-in will then allow you to approach your risk management from a more agile perspective. You can't wait 6 to 12 months to reevaluate your risk profile. You need to constantly evaluate your risk profile in this exponential age and uncertain future that we live in now. And you also need to be able to identify what are those critical assets that you need in order to function as a minimum viable enterprise should you be subjected to a destructive attack. And you need to be able to align your organizational capabilities, your technology and business processes, so that you can move to a target operating model where you can deploy a consistent pathway to recovery, regardless of what might happen to your organization. And that consistent pathway to recovery should be able to be tested and retested and proven on a regular basis. For many industries, this is becoming a regulatory issue. So it is not just good practice, this is a regulatory obligation that you need to develop. And to that end, of course, Dell Technologies has developed a cyber recovery capability. As part of a portfolio of security capabilities that we have, this essentially is going to be your last line of defense. It is not there to replace your disaster recovery or your backup capabilities. It is there to help you protect your most critical assets so that you can always have a pathway to recovery as a minimum viable enterprise should you be subjected to a destructive attack. Essentially, at its heart, it's a highly automated, isolated, immutable, and air-gapped data vault for your most critical applications and data assets. It can be deployed on-premises or in various cloud environments. And we have established a practice whereby if you are recovering from a cyber attack, you have a data landing zone and a clean room so that you can inspect your data for any malicious secondary payloads that may have inadvertently found their way into the vault, and you can be safely introducing these workloads back into production. This is a solution that is being adopted by Sheltered Harbor. Sheltered Harbor is an organization that has been established as part of FSISAC in the United States to protect the financial integrity of the digital economy of the United States, where one bank can have a cyber vault inside another bank's environment so that the customer's transactions data is essentially protected. If, let's say, Bank of America is subjected to a destructive attack, Bank of America's customers can recover their data using, for example, another bank such as Merrill Lynch. This is just purely hypothetical example, but this is a technology that has been adopted by Sheltered Harbor and adopted by many banks within North America. And indeed, this is one of the fastest growing areas within Dell Technologies portfolio. And I have Bank of England mentioned on this slide as well, because they published a resilience white paper. And many of the principles that they have discussed in that white paper is indeed something that we have already implemented within our cyber recovery vault architecture. And I'd like to bring your attention to the executive order that was issued by the Biden administration earlier this year. For the first time in history, a government entity has given good and sound cybersecurity advice to the industry.
And indeed, many of the issues that are highlighted here are things that we've been talking about for years and things that we've been delivering to our customers for years. And the number one is having that isolated air-gapped backup copy of your most critical assets, which is separate from your existing disaster recovery and backup capabilities. And this is not just about a product. This is about a partnership. We have many customers who come to us for help, and we can engage with them on a reactive basis to essentially clean the environment and bring them to an operational state. But we would very much prefer to proactively work with you and build that cyber recovery capability. And the reason that we would very much be able to do that for you is that should you be subjected to a destructive attack, you need to think about all of these steps that you see in this slide before you reach recovery. You need to be able to notify the right individuals. You need to have a response strategy. You need to be able to contain the issue and eradicate the threat and be able to prove to the business that you have eradicated the threat before you go to the recovery piece. And we have developed, intellectual property around this to be able to accelerate this for you as much as possible. So if this is of interest, please do contact your local accountants within Dell Technologies. And I'll finish my talk by talking about Dell Technologies' overall approach to cloud. Our cloud strategy is all about helping our customers express their infrastructure software in a software-defined manner as consistently as possible, because complexity is the number one enemy of good cybersecurity hygiene. Because if you express your infrastructure consistently across multiple platforms and multiple cloud environments, you can automate your workloads the same way, you can operate and secure and govern and containerize them the same way and have the same level of visibility. And of course, having that consistent operating model then allows you to deliver value back to the business in a consistent fashion, regardless of where you are and where your workloads are deployed. And of course, all of this can then be supported by a declarative, unified, and intrinsic approach to security, which then allows you to enjoy a diversity of experience and deploy these workloads on any cloud platform of your choice and always have an exit strategy, no matter what platform you buy into. With that, I'd like to hand the floor back to our host, and thank you so much for your attention. Thank you very much, Arash. Lots of good thoughts. I'd like I hope we will have access to the presentation later on, but I had some questions. You had a very interesting slide at one point in your presentation regarding the application blueprint. And I was wondering, you know, assuring the security for a system in general, there are a lot of, you know, phases, there is a lot of tasks to be done, but you have a slide where network administrators, security administrators, and cloud architect, they have their own tasks in order to assure the system to be available, yes, to the cloud consumer. I'm wondering, based on your experience, which one of this position creates or generate more troubles, let me say, in terms of security, or if they're not they, maybe it's the application in itself. I hope I was understood. I understand what you're saying. And the reason is there are lots of moving, the response I would say is that there are lots of moving parts, and it's hard to pinpoint where potentially you see the majority of the issues. But the point of this slide is more about breaking down those silos. So you don't have network administrators operating in isolation from security administrators. Security cannot afford to run in its own silo anymore because it touches everything. And as you move towards more DevOps and DevSecOps like operating models, where you start implementing, for example, cloud native applications, the innovation cycle of these applications is very fast. So you need to be able to almost automate everything as much as possible and create a trusted repository of resources so that you don't have
manual activities happening within the organization, and bring that operational consistency and extend it everywhere as much as possible. To try and answer that question, developers can potentially cause a lot of issues. If you move towards open source technologies like Kubernetes, you can get that Kubernetes from an off-the-shelf perspective and start building your own environments and end up with snowflake architectures that inherently have security issues, because as an enterprise, you might not be set up for success. You might not be able to keep up with the innovation that is required, and then cause yourself some security challenges there. And if you cause too many friction for developers, then you lose control of how the application is developed and how the application is deployed and potentially how the application evolves. So creating that frictionless environment for technology consumption is going to be critical to your success, to be able to keep control of your data and application supply chain. And you can only do that if you reduce the friction for developers. And within the Dell Technologies ecosystem, we have the VMware Tanzu portfolio that allows you to, for example, operationalize Kubernetes and build security intrinsically, for example, into your Kubernetes and cloud native architectures. And there is a lot more we can talk about, of course, but I don't think we have enough time. Yeah, thank you very much. No, actually, the message is clear. So ultimately, starting from the DevOps to the cloud architect and network and maintenance security, I mean, they all should work together to build up finally the security. Why do you think Joe Biden and White House mentioned, you know, into the last directive to keep the backups offline? Because, I did have a video, but I don't think we'll have time for that. the reality is that the common attack patterns, and I think our colleagues from Palo Alto Network will probably talk about this as well. The common attack patterns that we see is that if you're dealing with a nation state actor, or if you're dealing with a hacktivist, for example, who's hell bent on destroying your business, they're not going to do it as soon as they get in. They come in, they establish their command and control network. They will probably compromise your endpoint security so that you don't detect them. And then they will go after your backups. We have had many instances where our customers' backups have been compromised, because if you're subjected to a ransomware attack, what they would want to do is to close off all the avenues for recovery as much as possible. So if your backups are constantly connected to your production network and are visible to the bad actor, they will definitely go after those assets if they can. This is one of the number one reason that offline backups are highly recommended. And of course, as digital transformation is accelerating and more developed economies are relying on technology for their economies to function, not having good cybersecurity hygiene can actually be life-threatening. So that's why they're talking about it. Thank you very much, Arash Ghazanfari. I would have had a lot of other questions, but I will put to your colleagues, to Bogdan, because Cyber Recovery Vault, there are plenty of questions regarding that, and exit strategy from the multi-cloud strategy. This is a topic for the CIOs. Arash, thank you very much, and thank you for being with us today. Thank you for having me, and enjoy the rest of the event. Thank you. Thank you. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. L-am avut pe Arash Ghazanfari, UK Chief Technology Officer from Dell Technologies. Ne-am lungit un pic cam mult, dar chiar ar fi fost și alte întrebări care le-aș fi adresat. L-avem alături de noi și pe Tudor Cristea, Regional Manager Cortex pentru Eastern Europe and Russia, din cadrul lui Palo Alto Networks. Palo Alto este, cred, prima oară alături de CIO Council. Tudor Cristea este unul dintre profesioniștii pe care îi cunoaște foarte bine, activând în domeniul de cybersecurity de foarte, foarte multă vreme. Bine ai venit, Tudor! Mulțumesc, Hugo! Mulțumesc organizatorului! Este o adevărată plăcere să fim prezenți pentru prima dată Palo Alto Networks în cadrul acestui eveniment. Și suntem pentru prima dată, dar suntem doi,
Colega mea, Magda, va fi în panel în a doua parte a evenimentului. Noi suntem în România ca vendor din 2016, august 2016. Și de atunci am tot crescut și creștem în continuare, pentru că cybersecurity este un topic și avem din ce în ce mai mulți clienți și, bineînțeles, crescând business-ul, a crescut și prezența noastră. Acum suntem 4 aici în București. Eu cu Magda avem chiar roluri regionale, acoperim mai multe țări și da, suntem mândri pentru asta. Astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre Attack Surface Management. Chiar vreau să te challenge-uiesc puțin, pentru că eu am lucrat și, mă rog, în cadrul CIO Council sunt foarte mulți membri care operează în cadrul unor infrastructuri critice naționale sau în companii care sunt foarte răspândite geografic și cred că unul dintre problematicile pe care le-am avut întotdeauna a fost cum reușim să protejăm asset-uri care sunt foarte distribuite geografic și, de asemenea, cum se vede din exterior, pentru că din interior avem o față a problemei, din exterior lucrurile se văd un pic altfel. Da, da, foarte, foarte bună întrebare, foarte validă. Ca să putem să protejăm organizația, trebuie în primul și în primul rând să ne asigurăm că tot ceea ce este expus la internet este cunoscut, este monitorizat 24/7 și imediat ce apare un risc, acel risc este identificat și corectat, astfel încât atacatorul care ce are la îndemână, internetul, cloud computing-ul, practic, ce vede un atacator este exact ceea ce noi expunem cu bună știință sau neștiind că expunem, intră, găsește o vulnerabilitate, o exploatează și de acolo se poate ajunge la situații dezastruoase. Ok, pune prezentarea pe full, da, full screen. Soluția pe care Palo Alto Networks o propune organizațiilor cu infrastructură critică sau fără infrastructură critică, dar ce e important pentru acea organizație care într-adevăr vrea să monitorizeze, vrea să înțeleagă, vrea să descopere orice portiță pe care un atacator ar putea o exploata. Această soluție se numește Expans și practic în următoarele 15 minute vă voi povesti cum o asemenea soluție vă poate ajuta să fiți cu un pas înaintea atacatorului, pentru că dacă nu îi dăm șansa să exploateze asset-urile expuse la internet, atunci nici nu vom fi compromiși. Și până la urmă, ăsta este scopul suprem, să nu lăsăm atacatorul să își atingă obiectivul, fie că este exfiltrare de date, fie că este compromitere, cum e ransomware-ul. Nu trebuie să lăsăm să fie de succes în demersul lui. Un pas în spate vreau să fac și să menționez că până acum, nu știu, 5-6 ani, 7 ani, perimetrul oricărei organizații era destul de ușor de înțeles și de urmărit și de securizat chiar. Era un data center, fiecare organizație își cunoștea foarte bine asset-urile, nu prea erau device-uri mobile, nu prea era workload în cloud-ul public, nici angajați care să lucreze de acasă nu prea erau. Deci totul era bine definit și ușor de monitorizat și de apărat. Pandemia și nu doar pandemia, ci cu precădere environment-urile în cloud, aceste workload-uri în cloud-urile publice, gen Amazon, AWS, Google Cloud Platform, device-urile mobile cu care angajații, da, device-urile lor personale, bring your own device, de pe care se conectează la resursele organizației, toate acestea au luat amploare în ultimii ani și suprafața pe care un atacator o poate exploata este deodată mai mare. Fiind mai mare și mai complexă, un chief information officer, un chief security officer, toată echipa de cyber security dintr-o organizație are un volum de muncă mult mai mare și complexitatea e mult mai mare. Și atunci trebuie să ne bazăm și pe tehnologie.
Până să ajungem efectiv la soluția din portofoliu Palo Alto Networks, aș vrea să expun această perspectivă, ce are nevoie orice business, fie că e public sector, private sector, cu infrastructură critică sau fără, mic, mare, nu contează despre ce organizație vorbim, orice business are nevoie de o privire completă, updatată real-time, asupra suprafeței de atac, pentru a o putea descoperi, înțelege, pentru a o putea evalua și pentru a putea îndepărta foarte rapid riscurile pe care respectivele assets le prezintă. Dacă reușim să facem asta, cu siguranță vom fi mult, mult mai eficienți în a opri atacatorii cibernetici. Deci trebuie să fie neapărat real-time. Nu e suficient să plătim un auditor să vină să facă un penetration testing sau un audit de securitate, pentru că acel exercițiu este doar un snapshot în timp, pe perioada desfășurării exercițiului. Nu este 24/7, nu este updatat continuu. Bineînțeles că sunt necesare, le facem și pe acelea, dar tehnologia modernă ne permite să facem mult mai mult decât atât. Ne permite să avem efectiv această privire de ansamblu, tot timpul updatată, 24/7, asupra tuturor asset-urilor din organizația noastră care comunică cu internetul. Și aici este foarte important să cădem de acord. Un atacator vine prin internet, intră în organizație, începe un lateral movement, privilege escalation, începe să-și desfășoare atacul, care poate să se desfășoare pe o perioadă lungă de timp sau poate să fie ceva foarte rapid. Dar tot timpul intră exploatând o vulnerabilitate a unui device care comunică cu internetul. Noi dacă reușim să monitorizăm complet 24/7 toate device-urile din organizația noastră care comunică cu internetul și să îndepărtăm imediat riscul care apare asociat oricărui device, cu siguranță vom fi mult mai eficienți, mult mai safe, nu vom lăsa atacatorii să exploateze organizația noastră. Expans este numele soluției din portofoliul Palo Alto Networks, care ajută orice organizație, indiferent de mărime, indiferent public sector sau private sector, să atingă acest deziderat. Cum funcționează Expans? În primul rând, partea de discovery se face scanând tot internetul. Sună bombastic, sună poate un pic ireal, dar cu tehnologia din ziua de azi și cu mult storage de la Dell, de exemplu, partenerul nostru tehnologic, putem scana internetul în doar 40 de minute. Rezultatul acestui scan este o bază de date absolut formidabil de mare. Practic, identificăm toate asset-urile care sunt conectate la internet. Vă dați seama, vorbim de o cantitate de date extraordinar de mare. Aceasta este partea de discovery. După care, partea de evaluare înseamnă că din multitudinea de asset-uri scanate, descoperite, noi putem selecta doar asset-urile organizației care decide să achiziționeze această soluție. Acuratețea cu care atribuim asset-urile din acea bază de date enorm de mare, organizației care plătește acest serviciu, este foarte, foarte mare. Ne bazăm pe foarte mult supervised machine learning și totul se întâmplă cu o acuratețe foarte ridicată.
Bineînțeles, când descoperim asset-urile care aparțin organizației respective, asociem și un risc fiecărui asset și spunem, asset-ul A are un risc atât de mare încât trebuie luat imediat cunoștință și trebuie făcut ceva, astfel încât să îndepărtăm riscul. Dacă nu facem asta, atacatorul poate fi mai rapid decât noi și atunci ne expunem inutil. Și sunt și asset-uri, bineînțeles, care au un risc mai scăzut și după ce terminăm cu cele cu risc ridicat, ajungem și la ele. Deci facem și o evaluare a riscului pe care fiecare asset descoperit îl are. Nu ne oprim aici. Vă ajutăm să îndepărtați riscul. Pentru că portofoliul din Palo Alto Networks, care se numește Cortex, are toate tool-urile necesare, astfel încât imediat ce identificăm un asset risky, să putem declanșa o acțiune automată, astfel încât riscul să fie îndepărtat. Și am un slide dedicat care o să explice mai bine cum de la identificare până la remediere poate fi efectiv viteza procesorului. Da? Practic, cu intervenție umană spre zero. Deci, descoperire, evaluare și îndepărtarea riscului, toate acestea sunt posibile prin serviciu numit Expanse, soluția numită Expanse. Expanse este practic un serviciu, nu se instalează absolut nimic, este o licență, vă logați într-un portal și acolo vedeți toate asset-urile dumneavoastră conectate la internet, descoperite în mod automat de către Expanse, riscul asociat fiecăruia și, bineînțeles, dacă aveți și partea de XOR, puteți printr-un playbook să declanșați o acțiune automată, astfel încât când Expanse descoperă ceva, XOR să remedieze riscul. Care sunt use case-urile pe care Expanse le poate acoperi pentru orice organizație? Bineînțeles, managementul suprafeței de atac, ăsta este principalul use case, cel mai important, dar nu ne oprim aici. Putem acoperi use case-uri de gen guvernanța infrastructurii, securitate cloud, compliance și third party due diligence în cazul în care vorbim despre mergers and acquisitions. Sunt trei soluții care definesc platforma Expanse. Expander este practic baza. Peste Expander putem veni cu două subscripții suplimentare, Behavior și Link. Expanse este tot ce înseamnă Attack Surface Management. Behavior, vorbim deja de flow data și de identificarea comunicațiilor suspecte dintre asset-urile organizației. Iar Link, vorbim despre third party, de colaboratori, de subcontractori care, legându-se și ei la rețeaua noastră, pot și ei să introducă anumite riscuri de securitate. Și e bine să avem grijă și de respectiva infrastructură cu care ei se conectează la infrastructura noastră. Credem, suntem convinși, putem demonstra asta printr-un proof of value. Dacă sunteți interesați, Expanse este o soluție de attack surface management cu totul specială, superioară oricăror altor soluții pe care le mai puteți întâlni prin piață. Scalabilitatea descoperirii asset-urilor este foarte importantă. Acuratețea cu care atribuim asset-urile organizației dumneavoastră iarăși e foarte importantă și faptul că avem și această îndepărtare completă a riscului prin integrarea cu XOR este și ăsta un use case foarte important. XOR este soluția de Extended Security Orchestration Automation Response din portofoliul Palo Alto Networks. Cu ajutorul XOR putem automatiza îndepărtarea riscului identificat, descoperit de către Expanse. Aici o să mă opresc 2 minute și o să vă spun că Expanse în sine a fost achiziționat de Palo Alto Networks în 2020.
după ce Palo Alto Networks era deja client de Expanse de ceva ani. Noi, practic, ca și companie, ca să protejăm cei 10.000 de angajați la cât a ajuns acum Palo Alto Networks, avem un SOC. SOC-ul este în California, fiind compania americană cu headquarter-ul acolo. SOC-ul nostru este foarte automatizat. Sunt doar 8 oameni care lucrează în SOC pentru a proteja nu doar pe cei 10.000 de angajați care sunt împrăștiați în peste 100 de țări, dar și pentru a proteja clienții Palo Alto Networks. Deci cu doar 8 oameni, SOC-ul nostru face o treabă foarte bună pentru că, iată, Palo Alto Networks nu a fost breached. De ce sunt atât de puțini oameni? Pentru că SOC-ul în sine este foarte tehnologizat și automatizat, încât intervenția umană este în continuare, bineînțeles, necesară, dar doar în situații cu totul și cu totul speciale. Unul din tool-urile importante din SOC, alături de Expanse, este XOR. Practic, inima SOC-ului este acest tool de orchestrare și automatizare a răspunsului. Și în acest slide este pus chiar în centru. Expanse descoperă inclusiv asset-uri de care noi nu știm. Pentru că nu este un vulnerability scanner acest Expanse. Nu. Expanse are acest feature unic de a descoperi inclusiv asset-urile pe care clienții nici nu știau că le mai au. Sau asset-uri de care efectiv nu știau că sunt în contact cu internetul și mai au și risc asociat. Deci, practic, dacă o să avem ocazia, dacă o să fiți interesați să vedeți efectiv Expanse în acțiune, cu siguranță vă vom surprinde, descoperind inclusiv active, assets, pe care probabil nu mai știați de ele sau credeți că sunt decomisionate. Deci Expanse descoperă, XOR automatizează astfel încât intervenția umană este ținută la minim și riscul este îndepărtat foarte, foarte rapid. Stați că n-am terminat povestea cu Expanse în SOC-ul Palo Alto Networks. Perfect. Mă întorc un pic ca să înțelegeți că inginerii din SOC-ul Palo Alto Networks au dezvoltat un playbook în XOR ca să integreze Expanse. Deci, practic, acel playbook este disponibil out of the box, inclus în prețul XOR. Este efectiv playbook-ul dezvoltat de Palo Alto Networks, disponibil oricărui client de XOR și de Expanse, pentru a automatiza această integrare. Expanse în sine este o companie foarte interesantă. Ea s-a născut în DARPA. DARPA, vă imaginați, are buget nelimitat pentru cybersecurity. Nu cred că le spune cineva să nu depășească un anumit buget. Dacă au nevoie de ceva, cumpără cu siguranță. DARPA, acum câțiva ani, scana piața, scana vendorii de cybersecurity în căutarea unei soluții de attack surface management. Și n-au găsit ceva să-i satisfacă, astfel încât câțiva programatori de geniu și, bineînțeles, cybersecurity gurus, au dezvoltat, au scris efectiv Expanse, au creat soluția Expanse. Și DARPA a fost primul client de Expanse pentru că, de fapt, Expanse s-a născut în interiorul DARPA. După care creatorii Expanse și-au dat seama de potențialul comercial la aceste soluții, nemai având seamăn în industrie, au plecat cu acordul părților, probabil, și au creat compania Expanse. Care compania Expanse a fost atât de ocupată să vândă la clienți de genul Bank of America, PayPal, US Navy, US Cyber Defense, încât n-au avut timp să se extindă în afara Americii. V-am spus că și Palo Alto Networks a devenit imediat client de Expanse și le-a plăcut atât de mult încât au decis să scoată vreo 800 de milioane de dolari ca să achiziționeze compania, ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul anului 2020. Da, avantajele integrării XOR cu Expanse. Mă opresc aici, timpul zboară.
dar sper că v-am deschis apetitul de a continua discuția despre expans și în general despre Cortex ca sub portofoliul al Palo Alto Networks și, bineînțeles, tot portofoliul Palo Alto Networks. Suntem aici, cum spuneam, patru în București. Colega mea Magda va fi disponibilă în panelul care urmează. Sper să aveți acum întrebări și pentru mine. Da, cred că primele întrebări, Tudor, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Când discutam despre soluția voastră și despre problemele pe care CIO le au în general, atunci când chiar sunt interesat să înțeleg ce au de protejat și ce este expus până la urmă în internet, îmi vorbeai de această soluție și de implementarea în două companii mari în România. Sunt niște case study-uri publice, cred că putem vorbi despre asta. Da, putem vorbi despre asta. Sunt două case study-uri publice. Nu sunt neapărat pe expans. Expans îl avem de curând în portofoliu Palo Alto Networks, cum spuneam. Ok, dar, două cuvinte cele. Da. Secundă. Sunt două case study-uri publice, într-adevăr. Le găsiți foarte ușor, doar dând un search în Palo Alto Networks Portal, după Transfond și după Rompetrol. Ambii clienți au implementat destul de multe soluții din portofoliul Palo Alto Networks. Ele fiind publice, v-am spus, le găsiți la un simplu search pe paloaltonetworks.com. Dacă dați după Transfond, este prezentat aici studiul de caz. La fel, dacă dați un search după Rompetrol, aveți prezentat studiul de caz. Ambele organizații de notorietate în România, și le mulțumesc încă o dată pe această cale că au fost disponibili să lucrăm la aceste case study-uri împreună. Ambele organizații folosesc atât firewall-uri din portofoliul Palo Alto Networks, cât și soluții de endpoint protection pentru a securiza serverele și device-urile gen laptop și device-uri mobile, gen telefoane. Deci, cu siguranță, dacă aveți curiozitatea, veți găsi aici lucruri inspiraționale de la cele două organizații, Transfond și Rompetrol, care sunt clienți Palo Alto Networks și cărora le mulțumim pentru amabilitatea de a lucra împreună la aceste use case-uri publice. Apropo de componentele Expander, Behavior și Link pe care le-am văzut în Expans, furnizorii cu care ne linkuim până la urmă și cu care comunicăm tot soiul de servicii în cadrul unor aplicații pot induce niște riscuri. Da. Cât de mari pot să fie ele sau așa din cunoștințele pe care le aveți? Sunt cazuri în care, furnizorii au putut să genereze sau să fie vectorul de atac pentru un third party, pentru un atacator? Vector de atac, da, Yugo, da. Sunt multe cazuri documentate în care colaboratori, subcontractori, efectiv, third party, într-un cuvânt, care se leagă cumva la organizația target, au riscuri, expun riscuri, iar acele riscuri practic devin riscurile organizației în sine, pentru că sunt, exact cum ai spus, vector de atac. Link, ca o componentă a platformei Expans, exact asta face. Scanează, identifică, expune riscul, inclusiv a third-party organizations care se leagă la organizația noastră. Mulțumesc foarte mult, Tudor. Ne revedem cu Magda în panelul de care va începe relativ curând. Mulțumesc foarte mult. E o soluție asupra căreia probabil profesioniștii în domeniul securității cibernetice se vor opri, în special pentru a înțelege ce se întâmplă în organizația lor până la urmă și ce lucruri sunt expuse în internet. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Bun. Mergem mai departe. Ca de obicei, în întârziere, ne cerem scuze pentru asta. Domnul Florin Marinache, Technical Consultant în cadrul RomSim Data, iarăși cu o soluție foarte atractivă, IBM Security Curator. Trebuie să mă mărturisesc că m-am jucat și eu un pic cu un demo și mi s-a părut absolut
interesantă, să spunem cel puțin. Bine ai venit, Florin! Salut, Yugo! Mulțumesc frumos pentru invitație! Salutare tuturor participanților prezenți la această emisiune! Da, este o soluție pe care IBM o promovează și o soluție consacrată, aș putea spune. Noi, de foarte, mă rog, puțin timp, ne-am uitat și în zona de security. Ca și istoric al companiei, avem multe alte soluții în portofoliu, dar, datorită parteneriatului cu IBM pentru alte soluții, ne uităm și în această zonă. Astăzi o să vorbim puțin despre QRadar, despre avantajele utilizării unei astfel de soluții și cu ce se diferențiază față de alte soluții de pe piață. Știm că sunt foarte multe provocări de securitate cibernetică fără precedent în ultima perioadă, au pomenit și antevorbitorii mei. E clar că mutarea aceasta masivă pentru munca la distanță provocată de pandemie a dus la o creștere a numărului de atacuri de phishing. Ransomware-ul continuă să afecteze foarte multe companii. Evident, există și reglementările privind confidențialitatea care pun și ele presiune asupra companiilor. După cum au arătat amenințările recente de ransomware, inclusiv atacurile de succes din Statele Unite asupra unor conducte de combustibil, asupra furnizorilor de carne din Statele Unite, partea aceasta de amenințări sau peisajul amenințărilor a trecut din lumea digitală în cea fizică până la urmă, pentru că vorbim de niște blocaje care se realizează la asset-uri fizice de-a lungul unei întregi țări. Acest lucru nu costă organizațiile doar milioane de dolari în efortul de răscumpărare, de premediere până la urmă, dar afectează atât consumatorii și dăunează și reputației brandului companiilor implicate. Sunt câteva rapoarte pe care IBM X-Force le-a publicat cu ceva timp în urmă, raportând peste 1700 de școli și colegii care au fost afectate de ransomware numai anul trecut în Statele Unite, iar, mă rog, cel mai bun exemplu, să spunem, a fost orașul New Orleans, care a căzut victima unui atac ransomware în decembrie 2019, dar a refuzat să plătească răscumpărarea. Lucrul ăsta i-a costat aproape 9 luni de blocaj și cam 7 milioane de dolari cheltuiți până au reușit să-și recupereze complet sistemele. Asta spune foarte mult despre importanța prevenirii unor astfel de atacuri. Câteva cuvinte despre noi, n-am să insist. Pentru cine nu ne cunoaște, suntem una dintre cele mai vechi companii IT din România. Anul viitor vom împlini 30 de ani. În tot acest timp, noi ne-am mărit portofoliul de soluții, de produse. Avem foarte mulți parteneri, atât în România, dar și în afara țării, având două filiale. Lucrăm cu companii de top din România, dar și din afară. Avem și o parte de instruire IT prin centrul nostru IT Training. Revenind la prezentarea de astăzi, e clar, companiile de top, cele care vor performa și în perioada următoare, adoptă schimbarea într-un fără precedent. Resursele lor sunt accesate, așa cum s-a spus, de un număr tot mai mare de constituenți separați și includem aici angajați, furnizori, parteneri și clienți. Practic, acest întreg lanț valoric, toți folosind diferite dispozitive, practic se pot conecta de oriunde. Ei tratează datele ca pe o resursă partajată între utilizatori și comunități, folosind inclusiv inteligența artificială, analizele, pentru a câștiga valoare din datele neexploatate încă și, practic, reutilizând anumite aplicații pentru a deveni mai modulare, mai integrate, pentru a se mișca mai rapid, pentru a dimensiona business-ul după cum este necesar. Evident că aceste companii adoptă tehnologii deschise, hibride, multi-cloud, pentru a-și coordona și a-și găsi volumul optim de lucru și mediul cloud potrivit. Dar succesul acestei schimbări depinde de o cerință universală, practic nenegociabilă, securitatea. De ce?
pentru că viitorul digital al oricărei companii necesită securitate pentru a oferi încredere, confidențialitate, rezistență, conformitate și așa mai departe. Clienții o cer, reputația lor depinde de asta. Securitatea trebuie cumva să protejeze aceste transformări cheie, dar știm cu toții cât poate fi de dificil. Problema este că mulți văd securitatea ca o abordare ușoară, care se poate realiza cu un efort mic pentru a se conforma, de exemplu, bifăm o căsuță necesară pentru a adera la politici și reglementări. Dar să nu ne lăsăm cumva păcăliți de acest lucru, pentru că în economia digitală, încrederea se va dovedi a fi un avantaj competitiv și nu o cerință de conformitate. Securitatea tradițională nu poate ține pasul, deoarece programele tradiționale de securitate cibernetică nu au fost create pentru a face față nivelului și complexității transformărilor care au loc astăzi în organizații. Executivii din securitate sunt astăzi, să spunem, oarecum stresați de foarte multe activități pe care le-au de făcut, prea multe instrumente de la prea mulți furnizori, prea multă complexitate, dar și prea multe standarde și procese din industrie, mandate de conformitate, iar toate acestea nu pot duce decât la foarte multe alerte pe care trebuie să le gestionezi cu un număr de, să spunem, un număr limitat de personal care se ocupe de ele. Este un studiu realizat de Cybersecurity Workforce care spune că în domeniul securității cibernetice trebuie să crească forța de muncă cu aproximativ 89%, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Pentru că e nevoie de această creștere pentru a utiliza eficient activele critice ale organizațiilor, iar la nivel global se pare că în cifre absolute ar fi nevoie de aproximativ 3 milioane de oameni. Iar pentru, să spunem, a înrăutăți lucrurile, programele tradiționale de securitate încă funcționează în acele silozuri. Sigur, există conexiune între aceste silozuri, dar lipsește cumva vizibilitatea și contextul necesar pentru a obține informații esențiale pentru a ajuta la asigurarea acestei securități și a avansării, să spunem, afacerii în etapa viitoare. O abordare de tipul Zero Trust are scopul de a include securitatea în jurul fiecărui utilizator, în jurul fiecărui dispozitiv, conexiuni, dar asta se întâmplă de fiecare dată. Practic, un cadru Zero Trust oferă și un model clar de investiții, dar nu vine cu instrucțiuni despre cum să fie aplicat și personalizat, astfel încât să răspundă nevoilor unice ale fiecărei organizații. Când IBM interacționează și a interacționat cu clienții, cerințelor au fost de genul că își doresc ca partenerii de încredere să preia o parte din responsabilități, vor să obțină cât mai mult de la investițiile existente în securitate și să nu reconstruiască totul de la zero, vor să folosească inteligența artificială și analiza pentru a reduce problemele prea multor alerte și, în ultimul rând, ei doresc o modalitate simplă de a stabili și de a administra securitatea în restul afacerii lor. Profesorul Edward Deming a spus o frază celebră: informațiile nu sunt cunoștințe. Și să nu facem o confuzie între cele două. Echipele de securitate cibernetică de astăzi au o provocare foarte mare atunci când vine vorba de date. Au acces la petabytes, poate chiar exabytes de date de securitate, dar le lipsesc informațiile necesare pentru a înțelege totul. Sunt prea multe informații, dar sunt prea puține cunoștințe. Chiar și pentru organizațiile mature, care posedă capacitatea brută de a colecta, normalizarea, stocarea, corelarea acestor date și folosirea lor în a genera alerte pur și simplu sunt cumva acoperite de zgomot, de multitudinea de alerte și de informații care abundă. Practic, conform studiilor, 44 dintre alerte se pare că nu sunt investigate. 54 dintre ele sunt legitime, dar sunt ignorate sau nu sunt remediate, iar 36% dintre organizații recunosc că a ține pasul cu alertele este o preocupare majoră, ceea ce înseamnă că într-adevăr nu pot gestiona eficient acest lucru.
Aici intră în joc soluțiile IBM QRadar de gestionare a acestor amenințări, de analiză, de răspuns, practic oferind acea flexibilitate clienților să vadă totul, să automatizeze analiza și securitatea și să rămână cumva înaintea alertelor. Din nou, multe studii spun că 60% dintre companii folosesc 25 sau mai multe de produse de securitate unice, iar 44 colaborează cu mai mult de 10 furnizori. Este aproape imposibil, practic, pentru un analist de securitate care lucrează, să spunem, într-un centru de operațiuni de securitate, să învețe, să întreține, să utilizeze eficient atât de multe produse. Iar menținerea lor actualizată și funcționarea corectă devine, practic, ca o piatră de încercare pentru securitatea și infrastructura IT a unei companii. Practic, orice organizație de securitate suferă astăzi de o lipsă de personal calificat. Așa cum spuneam, acelui studiu, aproximativ 3 milioane de oameni ar fi necesar undeva în 2020, chiar pe fondul acestei pandemii globale. În timp ce 64 dintre organizațiile chestionate au raportat că au un deficit de personal calificat, 56 au considerat că organizația lor este în pericol din cauza lipsei de competențe. Nu o spune IBM, o spun studii independente care practic se aplică întregii industrii. Iar de aceea, soluția CIEM de la IBM oferă această capacitate de a susține pilonii care oferă oricărui utilizator puterea de a aborda cele mai importante provocări. Prima este vizibilitatea completă asupra întregii infrastructuri IT, detectarea amenințărilor cu prioritate, investigații automate și un răspuns integrat. QRadar este soluția IBM oferită de foarte mult timp, este unul dintre soluțiile lider pe piață. Soluție care colectează, clasifică, normalizează, stochează și corelează datele din sute sau chiar mii de surse de date diferite, transformă totul într-un mix de incidente care pot fi soluționate pe baza problemelor cheie de utilizare a securității, cum ar fi amenințări avansate, amenințări interne, răspuns la incidente, rapoarte de conformitate. Dacă ar fi să analizăm pe rând cei patru piloni, vizibilitate completă, detectarea amenințelor cu prioritate, investigații automate și răspuns integral la incidente, IBM QRadar oferă clienților o vizibilitate completă asupra mediului lor prin colectarea de date de rețele, servere, terminale, MultiCloud și chiar alte instrumente de securitate. QRadar aplică analize avansate pentru a prioritiza cele mai critice amenințări folosind metode precum cadrul Mitre Attack, modelare avansată, inclusiv analiza comportamentală și corelarea cu surse globale de informații despre amenințări, cum ar fi serviciile interne IBM X-Force. De asemenea, QRadar automatizează investigațiile prin învățarea automată și inteligența artificială, reducând practic timpul dintre detectarea amenințelor și analize. Acest lucru dă timp echipelor de securitate să investigheze și să trieze amenințările mult mai rapid, folosind mai puține resurse. QRadar unifică fluxurile de lucru ale unui SOC prin furnizarea unui set de tablouri de bord, dashboard-uri și procese cuprinzătoare concepute pentru a simplifica și îmbunătăți procesul de detectare, de investigare și răspuns la incidente dezvoltate de-a lungul anilor în colaborare cu analiști de securitate de la mii de clienți QRadar din întreaga lume. Nu poți gestiona ceea ce nu poți vedea. Primul pas către atingerea obiectivelor de securitate cibernetică ale organizației este să obțineți vizibilitate asupra datelor de care aveți nevoie, atunci când aveți nevoie. Clienții QRadar pot obține această vizibilitate completă prin mediul de colectare de date folosite la peste 600 de integrări pre-built, care acoperă atât sursa on-premise, cât și sursa cloud, inclusiv terminale, servere, dispozitive de rețea și medii cloud, precum Amazon, Google, IBM
Microsoft, așa cum au mai fost menționate și de către ceilalți. Multe produse SIEM necesită proiecte extinse de integrare a surselor de date și de multe ori nu reușesc să detecteze dispozitive noi și activități suspecte din cauza datelor insuficiente sau a analizelor inadecvate. Acest lucru, evident, poate duce la întârzieri destul de mari de incidente cibernetice, între incidente cibernetice și detectare. Practic, Institutul Ponemon a raportat că mai mulți atacatori care folosesc tehnici de tip low and slow pentru a evita detectarea pot fi în interiorul rețelelor și dispozitivelor victimei până la 256 de zile înainte de detectare, iar apoi poate dura încă 82 de zile pentru a opri și remedia daunele. În multe cazuri s-au descoperit că datele care indică atacuri în desfășurare erau disponibile pentru analiștii de securitate, dar lipseau tehnologia și cunoștințele necesare pentru a scoate datele din indicatorii cheie. Clienții IBM care folosesc QRadar pot folosi inteligența artificială. IBM, de altfel, a investit foarte mult în zona aceasta prin QRadar Advisor cu Watson pentru a automatiza sarcinile de rutină ale unui centru de operațiuni de securitate, pentru a găsi aspecte comune în investigații și pentru a oferi feedback analiștilor, oferindu-le timp să se concentreze asupra elementelor mult mai importante al unei investigații, totul rezumându-se la creșterea eficienței acestora. Este un exemplu de Hergels Bank, folosește QRadar Advisor pentru a reduce timpul de investigare și pentru a îmbunătăți productivitatea analiștilor. Aceștia și-au dorit să îmbunătățească capacitățile defensive existente, ajutând în același timp și analiștii să se mențină la curent cu cantitățile masive de date de securitate disponibile, inclusiv nu numai sisteme interne, ci și date externe, cum ar fi informații despre amenințări, bloguri de cercetare, dar și alte date nestructurate legate de securitate. Pe lângă implementarea QRadar Security Information and Event Management, Cargills a implementat IBM QRadar Advisor cu Watson, după cum spuneam, iar implementarea a dat rezultate mai puțin de o zi. La foarte scurt timp după aceea, analiștii de securitate au fost în măsură să identifice rapid o infecție izolată cu malware. Practic, unul dintre partenerii implicați în această implementare spunea cu Watson, analiștii au primit în câteva minute toate informațiile de care aveau nevoie pentru a efectua o investigație într-un pachet de date, inclusiv numele persoanei, malware-ul implicat, precum și adresa IP, adresa URL și numele de domeniu ale atacatorului. În mod normal, pentru a obține toate aceste informații ar fi durat câteva ore fără o astfel de soluție la îndemână. QRadar are o integrare robustă și cu platforma Resilient de la IBM, SOAR, cunoscută de foarte mult timp în portofoliul IBM. Acest lucru, practic, ajută echipele de securitate prin simplificarea procesului de triaj, de atribuire, de escaladare și de gestionare a incidentelor, prin crearea și repetarea tipurilor de incidente pentru un număr mare de probleme potențiale, cum ar fi un atac ransomware. Atunci când acestea sunt escaladate de la IBM QRadar, platforma SOAR generează un plan de răspuns detaliat, specific pentru incident, care permite membrilor echipei să răspundă rapid. Pentru a rezuma, aș vrea să trecem puțin printr-o arhitectură QRadar de cel mai înalt nivel. QRadar se integrează în infrastructura de securitate existentă a clienților, ajutându-i să vadă totul, să automatizeze informațiile și să devină mai proactivi, astfel încât să poată aborda în cele din urmă cazurile cele mai importante în utilizare în cadrul companiei. Modelul de implementare acoperă practic orice spectru. Vorbim aici de configurația clasică on-premise, poate fi pe dispozitive hardware dedicate, cu software pe hardware deținut de client sau pe mașini virtuale,
este disponibil și software as a service în cloud, practic, așa cum spuneam, acoperă toate mediile de utilizare. Urmează partea de vizibilitate, care include colectarea de date din întreaga infrastructură IT, acoperind sute sau mii de surse de date, după cum spuneam. Stratul de detectare și investigare este practic nucleul motorului Sense Analytics al Q-Radar, care aplică această învățare automată, inteligența artificială și analizele avansate pentru a detecta, prioritiza și investiga amenințările. Urmează capabilitățile de răspuns la incidente ale Q-Radar, furnizate prin acel SOAR, ceea ce le permite clienților să vadă doar acele amenințări critice și să răspundă mai rapid la incidente și să îmbunătățească continuu procesele de răspuns. Iar în partea de sus se află cazurile utilizate de securitate, cele mai des întâlnite la Q-Radar, inclusiv detectarea amenințelor avansate, amenințărilor interne, securizarea resurselor de cloud, protejarea datelor critice, răspuns eficient la incidente, prioritizarea și gestionarea sarcinilor și dovedirea conformității. De ce IBM Q-Radar? Pentru că de peste 12 ani este lider în zona de CM, platforme de acest tip. IBM a investit în continuare în dezvoltarea și în susținerea acestei soluții, fiind o componentă importantă a zonei de securitate pe care o promovează. A fost recunoscut ca lider și în Forrester Wave. Evident, în Gartner Peer Insight de asemenea a fost apreciat și, din nou, Forrester a recunoscut că IBM este lider în servicii de securitate gestionate. Sunt mai multe zone în care Q-Radar on Cloud este găzduit și poate fi utilizat. În Europa avem în Frankfurt și în Londra. Iar aici este, mă rog, sunt câțiva dintre cei peste 6.000 de clienți pe care IBM, care utilizează Q-Radar de la IBM. Sunt și în România câțiva clienți. Din păcate, la acest moment, mă rog, cei cu care noi colaborăm nu mi-au dat acordul pentru a-i menționa, dar probabil în zona aceasta deja mulți dintre dumneavoastră îi știți. Sunt din zona bancară, din zona de telecomunicații. Pentru a rezuma puțin, Q-Radar oferă valoare rapidă și reduce foarte mult alertele fals pozitive. Practic, din nou, sunt niște date statistice. 73% dintre clienții care foloseau Q-Radar au recunoscut valoarea în decurs de o săptămână și au primit de asemenea cu 50% mai puține rezultate fals pozitive. Practic, aici este plusul pe care soluția IBM o propune, cumva să reducă timpul de analiză a unor astfel de incidente, astfel încât echipele de securitate să fie cumva degrevate în căutarea sau în prioritizarea anumitor alerte care ar putea compromite, să spunem, infrastructura IT a organizației. Găsiți mai multe informații și pe site-ul IBM, sigur ne puteți solicita și pe noi. Cam atât am avut eu să vă spun pentru astăzi. Mulțumesc foarte mult, Florin. E o prezentare foarte, foarte utilă și foarte bună. Numai cine n-a lucrat cu... cine n-a încercat să înțeleagă esența dintr-o suită de loguri care vin disparate sau chiar și exact. Din CM-uri care agregă cât de cât niște date, nu poate să înțeleagă atât de bine cât de important este să ai un agregator de informație și, în principal, un agregator de informație, un CM, un tool solid, care face și o parte din munca ta de analist, adică
detectează, nu știu, face meaningless, dă sens informațiilor și elimină o mare parte din informațiile, din zgomot, așa cum spuneai, exact. Alertelor care vin peste noi. Asta este realitatea, la un moment dat, așa cum spuneai, 36% sau 44%, nici măcar nu mai sunt investigate dintre alerte. Sunt niște cifre mari. Da, sunt niște cifre pe care, repet, experții care analizează piața le-au publicat și sunt de asemenea disponibile. Când am să trimit prezentarea, sunt link-uri pentru fiecare, pentru cei care vor să vadă mai mult. În plus, soluția cumva și anticipează anumite tipuri de manifestări, să spunem, de alerte, pentru că de aici vine plusul acela de integrare cu Watson, pe care IBM-ul îl promovează foarte, foarte intens. Da, acum o să păstrez întrebarea asta și pentru panelul care se urmează. Dacă tu îmi spui că 89% din companii au nevoie de personal pentru a-și asigura procesele de cybersecurity, este foarte mult și estimarea asta de 3 milioane este foarte, foarte mare și din perspectiva, să spunem așa, proceselor de transformare digitală, cea digitalizare accelerată în care întreaga societate merge în această direcție, cu siguranță că răspunsul este automatizarea, probabil. Că dacă aș întreba ce facem cu deficitul ăsta, cum suplinim, probabil că răspunsul este automatizarea. Da. Ce mi-a plăcut, Cargill era acea companie care în două zile și-a descoperit malware în organizație utilizând QRadar? Da, este o bancă, este case study pe care IBM-ul are chiar detaliat pe site-ul web și folosind partea aceasta de Watson, au reușit să identifice acest lucru foarte rapid. Au adresat, să spunem, o nevoie punctuală folosind acest tool cu Watson și cu QRadar Advisor. Da. Cum îți explici că Ponemon-ul spune că până să detectăm prezența malițioasă în sistem sau neautorizată în sistem, trec 256 de zile în medie? Pot trece pentru că, așa cum era menționat, practic, sunt atacuri de tip low and slow, adică cei care intenționează să atace o companie nu fac de cele mai multe ori brutal sau cumva se infiltrează lent, este o prezență nedetectabilă până la urmă, încearcă foarte multe portițe fără să, cum să spun, să forțeze prea mult sau să își facă simțită prezența. Sincer, o explicație la asta n-ar putea să o dea decât inclusiv, să spunem, companiile care au sau duc lipsă, să spunem, de astfel de soluții, și care pot confirma că pot descoperi în momentul când instalează, să spunem, sau configurează o astfel de soluție, probleme la care nu se gândeau sau care erau undeva latente și nu acționau. Florin Mareache, mulțumesc foarte mult pentru prezența, pentru prezența astăzi alături de noi și te mai așteptăm. Mulțumesc foarte mult, Florin. Mulțumesc, toate bune. Da, doamnelor și domnilor, informații valoroase, produse pe care cu siguranță și sisteme pe care cu siguranță fiecare dintre noi avem nevoie de ele. Da, într-adevăr este foarte mult zgomot atunci când vine vorba despre protecția cibernetică și fără instrumente până la urmă de monitorizare și control și detecție automată și chiar răspuns automat, aproape cu siguranță nu mai putem să supraviețuim. Bun, invit alături de mine cei patru paneliști de astăzi să discutăm și să punem un corolar pe problematicile de cybersecurity. Haideți să vedem, Cătălina Dodu, Country Manager Atos IT Solutions and Services România. Bine ai venit, Cătălina, din nou alături de CIO Council. Bine v-am găsit și mă bucur să fiu alături. Magda Gianu, Head of Commercial Eastern Europe, Russia, /CIS, Comunitatea Statelor Independente in Turkey, Palo Alto Networks. Bine ai venit, Magda. Bună, mă bucur să fiu aici. Mulțumesc de invitație. Florin Prunea, reprezentantul CIO Council România, un CIO cu vechi state de serviciu, în prezent senior advisors pentru IT and Operations în cadrul First Bank. Bine ai venit, Florin! Bine, v-am găsit, mulțumesc frumos! Și mult prea cunoscutul sub numele Box în industria IT, alias Bogdan Ștefănescu, din cadrul lui Dell Technologies,
Central Eastern European Channel Sales Specialist on Structured Data Solutions. Bine ai venit, Bog. Mulțumesc, bine v-am găsit. Bogdan. Bun, haideți să vedem un pic, s-a discutat foarte mult astăzi și cred că și în, hai spune așa, emisiunile precedente ale lui CIO Council despre problematicile din zona de cybersecurity. Cred că, nu știu, am avut suficient de multe atacuri în acest an, deja e, nu știu, este foarte clar că numărul de atacuri, în loc să scadă, mai degrabă cresc. Problematicile la nivelul departamentelor IT și ale companiilor în ceea ce privește cybersecurity sunt foarte mari, de altfel CIO-ii, directorii de IT și companiile pun securitatea cibernetică în topul priorităților, este o realitate. Vedem deja atacuri pe care, mă rog, e de ajuns să discutăm iarăși despre, sau să amintim, Colonial Pipeline, o companie care a fost pusă la pământ, perturbate complet operațiune datorită unui atac de tip ransomware în Statele Unite, o infrastructură critică națională până la urmă, o companie care a plătit ransomware-ul, nu știu, cifre între 4 milioane sau 20 de milioane, nu mă rețin exact. Am vorbit SolarWinds de anul trecut, care încă are reverberații asupra posibilității de a fi penetrat și a ajunge în acele 256 de zile pe care Ponemonul le menționa anterior. Făcând un simplu patch de securitate, update al unui sistem, sistem de inventory, de asset management, SolarWinds-ul și, în sfârșit, multe alte probleme de securitate pe care directorii de IT și mai nou bordurile executive le suportă, să spunem așa. E mult spus că suntem într-un război cibernetic, dar asta este realitatea și, din păcate sau din fericire, directorii de IT sunt în prima linie. Florin, o să începem cu tine, pentru că tu ești reprezentantul CIO-ilor și activezi într-un mediu bancar, un mediu care este, nu a fost obiectivul principal acum 10-15 ani, dar este în continuare un obiectiv al atacatorilor cibernetici. Chiar recent am avut ocazia să ascultăm reprezentanții autorităților și chiar din zona de ARB, Asociația Română a Băncilor, în care au comentat, au descris și, mă rog, au menționat faptul că mediul bancar din România, chiar dacă este printre cele mai bine poziționate din perspectiva apărărilor sau sistemelor pe care le-au implementate, au fost, din păcate, victime. Nu s-au dat nume, bineînțeles, nici, dar există până la urmă incidente și în România. Mult mai multe incidente sunt însă în afară. Și haide, vorbim un pic de acest fenomen ransomware. Cum vezi tu fenomenul ransomware și care sunt cele mai bune metode pe care, până la urmă, un CIO și un departament IT ar trebui să le ia, să le aibă în vedere apropo de ransomware și să turn the mic on, ca să zic așa, ca să te auzim. Să-ți ridici microfonul, te rog. Auziți acum? Acum te auzim, da. Perfect, am avut o mică problemă. Băi, ok, ce să zic? Cred că e valabil numai în industria bancară, cred că sunt niște reguli generale de prevenire, numai de ransomware, dar de orice eveniment de cybersecurity. Deci, aș vrea să încep mai întâi cu o afirmație generală, că mi-au plăcut foarte mult prezentările și de la Dell, de la Arash, de la Palo Alto, de la Tudor și de Chiurada, de la Florin. Cred că calitatea evenimentului crește, wow, de la o întâlnire la alta. Mie îmi pare rău că nu pot participa toate, dar rămân întotdeauna surprins de următoarea pe care sunt capabil să o văd. Ca să închid paranteza, deci soluții sunt, am de găsit echilibrul ăsta între investiție și eficacitate, să spun așa, că
Organizațiile sunt mici, medii și mijlocii. Mi-a plăcut afirmația pe care a făcut-o Tudor, dacă nu mă înșel, vis-a-vis de cine are și nu are o infrastructură critică. Nu cred că e cineva care are o infrastructură necritică în zilele de azi. Deci am văzut cazuri de mici fabrici și abatoare care și-au închis activitatea dintr-un ransomware. Dincolo de artificial intelligence, machine learning, SOC, MRD și toate celelalte, cred că ar trebui să fim un pic cu picioarele pe pământ și să ne punem la punct procesele clasice care sunt prerechizite pentru cyber security. Vorbim aici în primul rând de o politică de backup foarte bine pusă la punct cu RTO și RPO bine definiți. Vorbim de user's right management. Vorbim de antivirus, patch management și IDS, IPS, DLP, network segmentation, sandbox-uri, appliance-uri de monitorizare în funcție de posibilități de bugetele fiecăruia. Adică tuturor ne-ar plăcea să avem Palo Alto, Q-Radar, la. Când ești bancă, banca vrea să dea credite și să ia depozite pe cea mai mare parte a investiției. E adevărat că odată cu avântul ăsta tehnologic, unde cred că România stă foarte bine în general și nu de azi de ieri, prețurile au scăzut semnificativ. Există o grămadă, providerii sunt foarte deschiși, ei acum plătești la anul când ai banii, faci proof of concept, proof of value, pleci un pic subdimensionat și la prima ocazie te realiniezi la numărul de user și de licențe. Dar rămân la concluzia totuși că una dintre prerechizite este educația pe care trebuie să o transmiți în organizație utilizatorilor și clienților din afară organizației. Este primul semnal și prima poartă care te poate ajuta să detectezi până ești capabil să investești mai mult sau mai puțin. Da, vreau să întreb la un moment dat dacă ai simțit, dacă nu tu, măcar niște prieteni care au simțit acel fior al unei prezențe malițioase în sistem. Am avut posibilitatea să facem niște exerciții, niște simulare, în afară. Aveam o companie de securitate care și am participat la niște exerciții în care au fost aduși executivii, board executivi și a fost simulată, e așa numit o cameră din asta în care sunt aduși directorul de CEO, CFO, CIO, HR-ul și se simulează un atac de tip ransomware sau un atac cibernetic. Iar rezultatele sunt foarte, foarte, sau cel puțin în initial stage, destul de slabe, în sensul că nimeni nu știe ce să facă. Adică în momentul în care, de pildă, se depistează un atac cibernetic, scenariile sunt destul de... La nivelul departamentului IT, lucrurile se par clare, însă când mergem pe zona de execuție, parcă lucrurile nu mai sunt așa. Eu, dacă te aștept să zic că în 25 de ani n-am avut incidente, eu nu pot să mint, că n-am mințit niciodată. Adică toată lumea a avut incidente, mai mari sau mai mici. Din fericire, nu am avut impacte majore. Am avut multe incidente, așa cum spuneam, că educația userilor contează foarte mult. Nu spun în care organizație, și n-am lucrat în foarte multe, în 5-6, când, mă rog, pe baza unui mail, utilizatorul a dat userul parola și a dat și telefonul și SMS-ul și până la urmă organizația a acoperit pierderile astea, care nu au fost majore, au fost câteva zeci de mii de euro, doar pentru că aș proteja imaginea în piață, să spunem așa. Eu n-aș fi dat niciun ban înapoi utilizatorului aluia, să fiu sincer, dar, mă rog, având în vedere că suma nu era majoră și riscul reputațional e mare, se întâmplă. Numai, și iară, ce vreau să spun, că atunci când ai un eveniment nefericit și ești aproape de paratrăsnet, imediat se găsesc bani și bugetați și nebugetați care se alocă. Am înțeles.
Cătălina, ești reprezentantul unei companii, mă rog, ești Atos, companie foarte mare în zona de cybersecurity. Cum facem să eliminăm acest zgomot pe care l-au Chief Information Security Officers atunci când vine vorba despre, alertele false positive care tot apar sau reale până la urmă? Cum vedem, cum ne sprijină Atos-ul întregul ecosistem și întreaga proces de cybersecurity? Sigur. Așa cum ziceai, suntem managed cybersecurity provider și suntem numărul 1 în Europa, deci cu un număr important și numărul 2 global, cu un număr important de clienți pentru care livrăm aceste servicii pe care îi protejăm. Și atunci, văzând provocările pe care ei le au și văzând provocările pe care le avem noi în a asigura un serviciu de calitate și în a proteja cât mai bine, soluția cu care am venit noi a fost de a achiziționa și de a dezvolta în continuare o platformă de Managed Detection and Response. E o platformă care aduce împreună informații multivector, informații pe care le avem din toate zonele pe care le monitorizăm. Dar nu numai din ceea ce știm, ci ceea ce este important și din ceea ce nu știm. Asta încercăm să facem cu această platformă și cam în această direcție mergem, în ideea în care, ok, avem sisteme clasice de monitorizare, că vorbim de firewall-uri, de toate sistemele IDS, IPS, că vorbim de endpoint protection, că vorbim de chiar mai departe către soluții de EDR sau... În același timp, avem în foarte multe companii și operăm soluții de servicii de vulnerability management system. Avem și toate aceste informații împreună adună mult mai foarte multe date. Mai mult decât atât, avem ceea ce cunoaștem sub numele de known attackers, da? Threat intel, sursele de threat intel, ceea ce știm că se întâmplă, ceea ce știm din sursele publice și non-publice de informații, și aceste informații împreună pot da valoare și pot genera acțiuni. Evident că numărul acestor date este uriaș, drept urmare, ideea de a face managementul, de a lua decizii chiar și într-un dashboard, oricât de complex ar fi el, deja este greu de îndeplinit, și atunci noile tehnologii, când vorbim de artificial intelligence, machine learning și artificial intelligence, sunt la îndemâna noastră și în felul acesta reușim să punem cap la cap informațiile, să identificăm acele weak signals care se întâmplă cu foarte mult timp înainte și care de obicei trec, am văzut întrebarea mai devreme, ele de obicei trec pentru că se ascund în spatele unor acțiuni legitime. Da? Noi ce facem în general? Hai să ne gândim la un data exfiltration complex. Da? Dacă a intrat în sistem și începe să scoată datele pe mecanisme care sunt acceptate de către companie, niciun alt tool nu-l va identifica, pentru că el îți trimite mail cu datele către un mail sau către un mail extern care este acceptabil. Ți le trimite în timpul programului sau în timpul programului userului, așa cum este el, deci nu ridică nicio suspiciune pe ceea ce avem noi rule-based. Da? Cam toate sistemele vin cu reguli în spate. Drept urmare, avem nevoie de această inteligență care să ne ajute să punem la cap la cap ce vedem că se întâmplă în sisteme, și asta este extrem de important, ceea ce vedem. Și când spunem ce vedem în sistemele noastre IT și, așa cum am mai discutat și în alte situații, ce vedem în sistemele noastre OT. Dacă punem cap la cap această informație, plus cu informațiile pe care le avem din piață, din zona de threat intel, plus modelele, pattern-urile pe care le recunoaștem noi cu modulele noastre de artificial intelligence, în acest moment avem cu siguranță o informație mult mai valoroasă și nu numai că o identificăm mai repede, dar avem și posibilitatea să reacționăm mai repede.
Evident, soluțiile de tip MDR vin cu respons automat sau cu pattern-uri de respons, să spunem așa, pe care fiecare organizație le poate aplica, accepta să se aplice în mod automat în funcție de nivelul de nivelul de risc acceptat, pentru că și pe respons, evident, trebuie să analizăm, așa cum analizăm pe riscuri, să analizăm și pe respons ce vrem, ce putem, ce acceptăm să facem în mod automat, dar cu siguranță atunci când analiza se întâmplă, informațiile sunt la îndemână și putem să reacționăm mult mai repede. Cam asta este ceea ce facem noi și când mă gândesc la aceste soluții, evident că atunci când vorbim de companii mari în multe țări cu infrastructuri mari distribuite, care au hybrid environments, da? On-prem, cloud, evident că lucrurile acestea au foarte mare sens. La fel când vorbim de guverne și aici putem să aducem și ideea de sovereign data, da? Atunci când unde și cum punem aceste soluții și evident putem să implementăm acest serviciu și și într-un public cloud, și într-un private cloud, și într-un on-prem în țara în care e nevoie. Atunci când vorbim de domenii strategice, de public sector, de defense, lucrurile acestea au sens. Da? Când vorbim de domeniul comercial, evident ne ducem cât mai mult către cloud, încercăm să optimizăm, eficientizăm în această zonă. Dar zonele de mission critical, așa cum le spunem noi intern în Atos, vin și cu un alt specific pe care trebuie să-l tratăm. Și o astfel de soluție, un astfel de serviciu end-to-end vine pe de-o parte cu posibilitatea de a pune end-to-end cam tot ce avem ca tip de informație, tot ce colectăm ca tip de informație, inclusiv un CM, inclusiv un EDR, așa cum am zis și celelalte soluții. Dar poate fi și ca o soluție, să zic, pentru o companie mai mică la început, care nu a reușit să pună toate celelalte tool-uri și atunci, între a face o investiție uriașă de a pune un mare număr de tool-uri, atunci poate ar avea sens să vină cu un tool bazat pe AI, care identifică acele elemente cu adevărat critice. Și le poate trata mult mai repede și mai eficient și eventual și mai ieftin. Cam asta facem noi, end-to-end. Apropo de sovereign data, m-ai făcut un pic curios. Cum stabiliți voi că datele mele vreau să stea în Germania și să nu plece de acolo? Ok, dacă vorbim de cloud providers, atunci ne bazăm pe providerii respectiv și ceea ce comit ei, ceea ce promit ei. Dacă vorbim de real, să zic, on-prem, chiar la începutul acestei luni, la începutul lunii, nu, scuze, la începutul lunii octombrie, am trecut deja în noiembrie, noi am lansat serviciul nostru Managed Detection and Response, ISAC, ca serviciu sovereign, implementat pe infrastructura pe care noi o oferim. Deci nu știu cât dintre cei de aici știu, dar noi atât să avem și zona de servere, în zona de high performance computers servers. Și efectiv end-to-end serviciu este implementat de către noi pe infrastructura noastră, fie în data center-ele noastre, fie în data center-ul ales de client, în locația fizică cunoscută și ținută. Evident că o astfel de implementare se adresează sectoarelor și organizațiilor, să zic, care chiar au nevoie de o astfel de separare a datelor fizică, clar. Am iarăși o curiozitate. După părerea ta, crezi că se mai poate face cybersecurity fără sisteme bazate pe inteligență artificială și machine learning? Ai un orizont așa de, nu știu, 2, 3 ani, 5 ani, 10? Nu
cred că vom mai face în mod real cybersecurity, evident. Putem să ne spunem nouă că facem și că pentru că atâta timp cât nu știm ce ni se întâmplă și cât nu avem vizibilitate și atâta timp cât n-am avut parte de un atac, cât compania respectivă n-a avut parte de un atac cu adevărat agresiv, poate să considere că este secure, dar știi cum e, dacă nu vezi, poți să crezi că nu ești atacat, dar de-abia atunci când ajungi să vezi ce ți se întâmplă, înțelegi unde ești și eu personal nu cred că vom putea înainta. Numărul de atacuri, complexitatea lor și chiar faptul că atacatorii folosesc tehnologii din ce în ce mai complexe, ne pune în situația în care trebuie să fim cu un pas înaintea lor și cu metode clasice sau cu ochii închiși, e cam greu de înaintat. Colegul Araș de la Dell a spus în prezentarea lui, de altfel foarte inspirată, la un dat a apărut așa un build executive level awareness. N-am avut timp să-l mai întreb, dar te întreb pe tine, după că am senzația că vrea să zică că ar trebui să învățăm un pic pe colegii din zona de execuție sau să le aducem în atenție asupra faptului că securitatea nu e chiar așa ușor de realizat și produce pagube. Dacă nu da, vreau. Cu siguranță Florin a menționat, cred că a subliniat și la început și la sfârșitul cuvântării lui exact chestia asta, educația. Și securitatea, în primul rând, nu ține doar de IT, da? Există securitate fizică, există multe alte aspecte care vin îmbrăcate într-un concept de securitate și în IT. Vorbeai tu mai devreme legat și vorbeam de la sursă la destinație, la tot ce se întâmplă cu datele care vin acum din ce în ce mai mult din zona asta anumită Edge, da? Și o prognoză de creștere fenomenală în viitor. Ține foarte mult de educație și, da, trebuie ridicat și la nivelul a ceea ce spunem CXO, da? Toate nivelele de conducere. Mai devreme, o să dau așa din casă, mai devreme colega mea de la departamentul de marketing m-a întrebat de niște idei de profilare. Spuneam, mă, când e vorba de securitate, ce să mai profilez? Că și cei din agricultură astăzi, apropo, dacă se va mai face în viitor agricultură fără artificial intelligence, da? Au nevoie deja să raporteze mai mult la hectar, da? Și au nevoie de tehnologie pentru a-și scade costurile, practic, pentru a-și optimiza producția porumbului, da? Prin faptul că acele drone detectează eventuale mișcări nenaturale, da? Pe o pânză de păianjen, da? Și toate chestiile astea se pot automatiza. Totul înseamnă, până la urmă, un intellectual property, da? Și evident că în elementele de conducere stă decizia. Și atunci se vorbește foarte mult în ultimul timp de termene ca air gap, ca immutability, ca toate lucrurile astea se combină între ele. Evident că ajungi la un moment dat și la o discuție de investiții sau de prioritizare și elemente decizionale sunt în zona de conducere. Să știi că aici, dacă vorbim de agricultură, intri pe un teren minat, pentru că noi avem un coleg care ne-a făcut cel puțin 2-3 prezentări și nu e doar despre air drone, ne-a vorbit despre cum inteligența artificială ne spune exact care este cropul potrivit, unde e acolo o multitudine de factori, inclusiv starea vremii, zona parametrii din sol și așa mai departe. A fost și menționat Watson. Watson face mai mult decât cyber. Da, apropo, tot așa ca un element, ca o inteligență. Deci sunt într-adevăr și din perspectiva Dell, pentru că vorbim de infrastructură, considerăm și vedem că securitatea pleacă de la chipul ăla de care se tot discută în piața astăzi, da? Până la zona de data center, în zona de cloud, evident, colaborând cu producători în zona de soluțiilor de securitate, cum e Palo Alto, cum sunt alții, da? Pentru a integra efectiv servicii pe care poate Dell nu le oferă în zona de infrastructură, dar integrate împreună în ceea ce înseamnă o soluție end-to-end. Și zona asta aici probabil că va fi o provocare din ce în ce mai mare. Da, acum, mă rog, te-am sărit un pic, Cătălin, a revenit la tine, dar chiar eram curios, chiar inclusiv de la prezentarea lui Araș, el cumva a arătat că practic întreg lanțul de securitate pornește cumva din zona hardware.
Cum vede Dell, explicăm puțin, Bogdan, cum asigurăm securitatea exact de la nivelul acestui chip care, mă rog, este într-o problemă de shortage în momentul de față. Da, într-o problemă de shortage și într-o explozie în același timp. Da. Am văzut niște rapoarte de ceea ce înseamnă investițiile în IT, mai ales la ce înseamnă ministerele ale educației în Europa, incredibil, incredibil. Apropo de pandemie, evident, și de situația asta nenaturală. Din punct de vedere de aceste trei zone, că e vorba de entry edge-ul ăsta, deci sursa datelor, că sursa există în data center sau în cloud, evident, cu niște destinații, pentru că de foarte multe ori datele pleacă de la o sursă, ajung la un storage, ajung la un element de stocare, care este fizic, evident, sau acum într-o situație de tip public cloud. Oricum, cloud ca și concept nu înseamnă doar public, evident, înseamnă și potențial privat, da? Să te folosești de elemente, cum a fost menționat, de exemplu, nivelele de orchestrare în VMware Tanzu, dar tocmai pentru a simula, practic, on-premise, ceea ce poate să un client să vadă în zona de public cloud, de cloud public. Ceea ce, securitate, evident că pleacă de la prima emitere, da, de informații și ajunge până în zona unde e așa zisul data at rest. Data at rest, de foarte multe ori e văzut ca o zonă, acolo stau datele, mi-asigur un nivel perimetral, da, de protecție, intrusion prevention, diferite politici și cam asta e. Și aici am dat exemplu acel air gap de care se vorbește foarte mult, în special în zona politicului, nu atât al IT-ului poate, în care este menționat faptul că chiar dacă ai un backup, atenție că backup-ul ăla e un element online. Tu practic trebuie să te gândești cum să asiguri securitatea, siguranța și integritatea datelor a acelui backup. La fel și eventual în zona datelor de producție, unde și datele în sine, pe lângă faptul că sunt, eu știu, pe nivele diferite de priorități, evident critice sau mai puțin critice, dar toate au un element de criticitate, sunt și date diferite. Unele vin dinspre zona asta de virtualizare, block storage, da? Trebuie să gândesc într-un anumit fel. Altele sunt zona asta conform IDC, care explodează deja în zilele noastre și va exploda în viitor, zona datelor nestructurate. Imagini diferite, analize, data analytics, video analytics și așa mai departe, care, ok, sunt relevante din perspectiva faptului că IT-ul le administrează, dar nu IT-ul e clientul lor. Și atunci, evident, trebuie să vezi un pic cum cântărești lucrurile astea, ce poți să urmărești per total, per global, da? Poate anumite lucruri trebuie să le vezi în, așa cum sunt ele acolo, de exemplu, soluțiile de stocare sau chiar la poarta de intrare, da? Trebuie să pot să fiu capabil să ingest, să aduc în infrastructura mea, poate am vârfuri, poate n-am vârfuri. Am o chestie continuă, în fiecare săptămână, în fiecare zi în care îmi cresc, eu știu, iar nu s-a trebuit să menționăm și cuvântul IoT, că e tot în trendy, dar ca o glumă nu e o glumă. Da? Și cropul ăla de care vorbeați mai devreme e un parte din IoT. Și atunci toate datele astea, evident, trebuie gândite și trebuie structurate și nestructurate cum or fi ele, trebuie analizate cum sunt din punct de vedere behavior, comportamental. Evident că trebuie să vin cu anumite soluții de securitate. Probabil că astăzi mai sunt încă în piață multe soluții de securitate fără neapărat o componentă de artificial intelligence. Dar, de exemplu, când anumite date ajung, stau, trăiesc în data center-ul meu, fizic sau virtual, da? Trebuie să înțeleg cum arată ele, cum există ele. Pentru că poate un antivirus sau un anti-malware sau cum să o numi el, nu înțelege ce înseamnă un obfuscation sau un low encryption sau un... N-are cum. Și de aici vine și perioada aia de timp de care vorbeați mai devreme, cât timp stă deja un atac să înceapă sau a început sau are o formă incipientă la mine infrastructură fără să mă atingă cu nimic, fără să mă deranjeze. Da? Lucrurile astea se pot detecta și numai cu mecanisme de tip artificial intelligence. Da? Pentru că un low encryption, un bit-by-bit encryption, de curând chiar un român aveau niște articole despre acel file, log file, parcă se numește, da? Un bit-by-bit encryption, o să dea un Google, să se dea un Google repede, chiar un coleg din România, nu este detectabil decât prin niște mecanisme de tip inteligență artificială și nu neapărat antivirus nu e de vină
că nu înțelegi așa ceva. Da? Și atunci trebuie să am niște mecanisme, probabil la nivelul și integrate în infrastructură, da? Să înțeleg zi de zi, oră de oră, cum arată, cum ajung datele astea, cum se modifică, cum se transformă. Și evident să-mi ridice alertele respective, care iară, apropo de QRadar, apropo de soluții din cadrul Dell Technologies, trebuie să înțeleg cum să-mi optimizez, da, acele zgomote eventual, da, să înțeleg să urmăresc acele momente cu adevărat critice. Da? Când o bază de date sau un fișier, un video, își modifică un bit de la o zi la alta, e clar ceva anormal. Da? Dacă nu e ceva, da, nu e un proces pe care l-am modificat eu prin nu știu ce, eu știu, aplicație legitimă. Dar e clar că ceva acolo este anormal. Da? Și poate fi ceva care, cum zice, dormant, nu? Doarme, practic. De fapt, nu doarme, e un stand-by. E un moment de trecere. Lucrurile astea în Dell sunt astăzi obligatorii, sunt un must, practic. Că vorbim de zona de producție, da, unde am echipamentele de producție, sau că vorbim în zona asta de ceea ce îi se spune Cyber Vault. Da? O multe discuții cu clienți, cu companii din piață, domne, păi stai că am un disaster recovery, acum toată lumea vorbește de RGPOSTA ca fiind ceva ok, diferit, evident că nu un volt nu e același lucru cu un concept de disaster recovery, simplu fapt, un DR e tot timpul online, pe când un cyber volt nu trebuie să fie online, da? Înseamnă, într-un fel, și o investiție în plus. Ok, lucrurile astea se pot face etapizat. Plus că dintr-o infrastructură de date a unui client cu adevărat mission critical, nu știu, poate sunt 10% din aplicații, din date, da? 15%, 20%, în niciun caz nu tot. Mi-a plăcut la un moment dat că se spunea că ai spus tu că IT-ul știe cam ce să fac, ceilalți... Ce se întâmplă? Tentația, eu am experimentat, tentația este când afli că ceva e necuratul la tine, tentația este să închizi totul, nu? Bă, închid totul, vedem ce se întâmplă, da? Nu plecăm acasă, nu, evident, dar asta e tentația. Ok, sunt procese de business care nu pot fi închise. Da? Dacă atunci, asta este, într-adevăr, da, tentația. Da. Pe zona de infrastructură trebuie să mă uit la tot plafonul ăsta și să văd, ok, ce este cu adevărat foarte critic, evident. O să revin la tine și cu Cyber Recovery Vault-ul acela, pentru că o să-l întreb și pe Florin la un moment dat despre ținerea datelor offline, care, mă rog, e o preferință pentru CIO, să spunem așa, mai conservator, dar asta ne ține în viață. Mă duc către Magda și îți mulțumesc pentru că ești alături de noi și după ce l-am avut pe Bogdan, care e întotdeauna volubil și foarte expansiv și mulțumesc că e așa că e foarte bine că e mare filozof, trebuie să mărturisesc. Magda, am eu i-aș da și slotul meu, să știi că îmi place să-l ascult vorbind. Eu vreau să aud de la tine următorul lucru, că pe noi, mă rog, Tudor ne-a povestit cam ce faceți voi și apropo de socuri, am avut și eu mereu curiozitate și e valabil pentru toată lumea, da? Pentru toți furnizorii. Oare furnizorii de securitate, cum își protejează până la urmă propriile infrastructuri? Bănuiesc că nu își cumpără soluțiile din altă parte, ci le folosesc pe ale lor. Și mi-ai spus niște lucruri interesante despre ce faceți voi în Palo Alto, așa că te rog să ne povestești. Cum este cu SOC-ul în Palo Alto? Da. SOC-ul intern. Dar să știi că o să te surprind și o să spun că, ba da, și noi folosim, cel puțin parțial, soluții de la partenerii noștri. N-avem cum să acoperim tot stack-ul ăla de tehnologie de care e nevoie în SOC. SOC-ul nostru, dacă vrei, e o vitrină. E vitrina în care ne expunem noi strategia, ne expunem soluțiile, ne expunem tehnologia. Dar înainte să fie vitrină, este mecanismul nostru de protecție. Și e un mecanism de protecție care nu are voie să eșueze. Vorbea puțin mai devreme Florin despre risc reputațional. Nu cred că exagerez dacă spun că pentru Palo Alto Networks riscul reputațional e cu atât mai mare. Cum ar fi ca cea mai mare companie de securitate cibernetică din lume să sufere un atac de succes
și să treacă prin zidul ăsta de apărare pe care ni-l construim noi. Așa că misiunea SOC-ului nostru e una foarte grea. În primul rând are de protejat 10.000 de angajați, angajați care, apropo, în zilele noastre nu mai stau la birou. Noi nu mai avem niciun birou deschis. Momentan are de protejat și vreo 10.000 de locații. Are de protejat undeva la 50.000 de endpoint-uri. Are de protejat, dacă nu mă înșel, 13 data center-e și iarăși lucrăm într-un mediu hibrid, avem data center-e on-prem, suntem în cloud, suntem în multi-cloud mai exact. Mai avem de protejat și undeva la peste 80.000 de clienți și, cum spuneam mai devreme, trebuie să facem asta fără greșeală. Tudor a și stricat puțin din surpriză, pentru că noi facem asta cu 8 oameni. Și facem asta, și mai interesant, cu 8 oameni care nu lucrează 24/7. Stau acasă, lucrează într-o singură tură, așa cum lucrează toată lumea. Iar modalitatea prin care am ajuns la asta a fost intensificarea digitalizării și toți antevorbitorii mei au vorbit despre asta și e musai ca în construcția strategiei de securitate cibernetică să avem în vedere intensificarea asta digitală, să avem în vedere automatizare, să avem în vedere artificial intelligence. Spunea Cătălina mai devreme, nu mai putem face securitate cibernetică fără artificial intelligence. De ce? Pentru că atacatorii noștri deja o folosesc. Nu te poți apăra de o mașină cu muncă manuală. E destul de simplu. Lucrurile trebuie să fie, sau mă rog, lupta trebuie să fie egală. Alminter, n-avem șanse de succes. Ce am făcut în data center, am avut vreo 2 ani în SOC, îmi cer scuze, am avut vreo 2 ani la dispoziție, timp să transformăm Security Operations Center. Am redus mult numărul de soluții pe care le foloseam. Bineînțeles că SOC-ul nostru este construit în jurul tehnologiei noastre. Evident că asta e core-ul nostru. Tudor a vorbit despre expans, dar n-a avut încă 5 ore la dispoziție că vă mai vorbea și mai spunea și despre Cortex și spunea și ce facem cu tool-ul nostru de automatizare și cu ce facem cu soluția de detecție și răspuns. În esență, în Security Operations Center Palo Alto Networks am reușit să folosim mult inteligența artificială, să folosim mult machine learning, să automatizăm, sigur, să păstrăm resursa umană, pentru că e imposibil fără, dar să ne centrăm strategia în jurul tehnologiei. Și tehnologia asta ne ajută să optimizăm resursele de care ar fi altfel nevoie să ne ținem operațiunile up și sigure. Auzi, da, ăia 8 cetățeni care deservesc 50.000 de endpoint-uri și încă 80.000 de clienți care și au vreo câteva zeci de mii de endpoint-uri, dacă unul e bolnav de ceva și încă vreo 2 și au concediu, cum? Da, bună întrebare. Să știi că i-am văzut, am fost acum 2 ani în Santa Clara și mă așteptam să găsesc un câmp de război acolo, nici pe departe. E o cameră liniștită cu niște oameni care își fac treaba liniștiți, nu arde nimic, nu sting focuri. Cred că operațiunile sunt atât de bine organizate încât rar apar situațiile astea critice. Ce aș lansa acum și o să-mi las încet adresa de mail dacă e ok să fac asta. Noi ne facem tururi virtuale momentan și când se deschid granițele vă invităm și la un tur fizic, dar punem asta la dispoziție și puteți să stați de vorbă, invităm clienții care sunt acum prezenți să facă acest SOC tour virtual. E o călătorie foarte mișto, 3D prin SOC-ul nostru și pot sta de vorbă cu oamenii, pot sta de vorbă cu security analyst, le pot pune întrebări și pot vedea cum facem noi treaba. E un showcase interesant
și o experiență interesantă. Mulțumesc. Eu cred că răspunsul este foarte multă automatizare, pentru că altfel nu cred. Da, mulțumesc foarte mult. Florine, mă întorc la tine. Ok, furnizorii vorbesc multe, noi suntem cei care stăm în prima linie, noi suntem cei care răspundem până la urmă în fața business-ului pentru atacuri și ai văzut și în prezentarea, nu știu dacă ai apucat să vezi în prezentarea lui Arash de dimineață cu directiva aia spusă de Biden cu White House, a fost recentă, o știu și eu, și la un moment dat se recomandă foarte mult, nu știu dacă e chiar recomandare sau mai mult decât recomandare, ca companiile critice să țină backup-urile offline. Și mă duce așa din nou la gândul, asociez cu ransomware și cu faptul că până la urmă ce în mână nu-i minciună și indiferent ce tip de atac aș avea, până la urmă rămân cu un backup care îmi permite să fac o anumită restaurare. Mă rog, nu e chiar cea mai convenient solution, dar asta este. Cum stați pe partea asta de DR, care sigur l-aveți, aveți norme, e clar. Cum vezi... Eu cred că majoritatea băncilor au abordarea asta, deci noi avem DR-ul care nu e replicat online, îl ridicăm noi at request, pentru că în caz de incident se replică și incidentul online. Facem teste anuale, avem backup și on-prem, avem backup și în DR. Iar backup, în plus de atât, backup în DR e criptat. Backup-ul criptat înseamnă de trebuie mai mult spațiu și trebuie mai mult timp. Dar putem face și o on-prem la fel de ușor. Pe de altă parte, eu sincer cred că viitorul e cloud, dar cel puțin în banking mai avem până acolo. Dar chiar apropo de chestiunea asta cu cloud-ul, că iarăși, cum se vede? Adică ți-ai mutat, de exemplu, infrastructura critică în tranzacțional în zona de cloud, sau nu e chiar momentul acum? Sau, așa cum zice Dell, mai bine o ținem în zona de edge? E tricky de spus acum. Noi am făcut acum vreo 2 ani la solicitarea shareholder-ului un studiu de, ei fiind americani, și în America se poartă foarte mult core banking system as a service. Uh-huh. Dar și am văzut că vreo 7 sisteme, de la Temenos, la Mango, la multe. Niciunul nu acoperă nevoia momentană, pentru că în România 40-35 de bani sunt foarte multe pentru România, asta e clar. Concurența e atât de mare încât toată lumea e atât de maleabilă și scoate atât de multe produse, încât sistemele la momentul ăsta de cloud nu pot acoperi pur și simplu nevoia. Dar în viitor eu cred că ăsta va fi. Pe de altă parte, nici Banca Națională nu ne lasă încă să ducem în cloud date cu caracter personal. Noi ce putem folosi acum din cloud? Folosim niște API-uri care prelucrează informația, ne dau un rezultat, dar nu stochează nimic în cloud. Deci cam aici suntem. Dar asta chiar cu core banking system as a service chiar n-am auzit. Și eu știu chiar în state, îmi povestea un prieten, mi s-a părut super mișto. Sunt unii care construiesc și investesc acum într-un, hai să zicem că nu e neapărat pentru FNE, cum se cheamă, instituții non-financiare. IFN-uri, așa. În care le pun la dispoziție servicii de back office, de front office, de raportări, de tot acum. Și nu se pare exagerat totuși, că mă rog, dacă ești o organizație mai mică, cum e un IFN și ai 3-4 produse, cred că pot fi acomodate de un software as a service, să spun așa. Deci chiar cred că ai o reducere de cost până la urmă pe zona asta, este destul de semnificativă. Sunt convins. Vis-a-vis de ce spunea Magda, mi-a plăcut chiar foarte mult prezentarea lor de acel expans platform. Eu chiar sunt primul care mă scriu la un proof of value acolo. Cred că în România aici e loc de creștere. Partea asta de asset management, de IT risk management, de asset discovery, mi se pare o chestie foarte exciting, așa zice. Deci eu cel puțin m-am îndelovit de puține luni în urmă de domeniul ăsta și mi se pare că e o chestie unde e loc de creștere bine, să
Da, adevărul că e pentru companiile foarte mari sau, mă rog, răspândite, la un moment dat există și niște servicii care n-aș spune neapărat că sunt uitate, dar una este să vizibilitatea pe care ai din interior și alta este ceea ce se întâmplă din exterior și de multe ori uităm. Poate că facem și soluții temporare, cu caracter temporar și uităm de... Cum educați voi în zona, în mediul bancar? Ok, mediul bancar este un pic mai... elevat, nu ascundem treaba asta, dar totuși, apropo de posibilitatea de pătrunde într-o organizație și de phishing și de toate metodele existente, cum aveți vreo metodă prin care faceți acest awareness la nivel de utilizator? Da, facem, Yugo, avem o echipă foarte bună la IT security, dar chiar s-a mărit în ultimul timp, pentru că ne-am încercat să inducem chestia asta către management, adică mie mi se pare deplasat în ziua de azi cu work from home să nu investești în IT security cel puțin 30% decât în trecut, să spunem. Avem și pe e-learning gestionare care sunt obligatorii și intră în indicatorii de performanță a fiecărui angajat. Avem și informări lunare și cu ceva timp în urmă n-am mai văzut în ultimul timp, aveam și chestii de-astea de fals pozitive, mail-ul cu concurs, dacă îți dai numele userului, poți să câștigi o tabletă. Nu vreau să zic în ce organizație primii doi câștigători au fost din top management. Dar a fost și ultima dată când ce-au dat. Deci au căzut în extrema cealaltă în care orice mail ciudat care venea se ducea direct la IT security, nu îl deschidea, nu nimic, eu sigur că pot să-l deschid, mai ales colegii mei au zis că ei se bucură foarte mult de să primească 40 de mesaje de la un CM sau de la un MDR, preferă să primească 400 de la angajați care să denote că oamenii sunt aware și pun preț pe chestia asta. Deci cred că și în plus de asta, cel puțin în banking la Asociația Română a Băncilor am văzut o preocupare foarte puternică în zona asta de IT security, iar grupul lor de acolo de Chief Information Security Officer este foarte puternic. Se informează între ei de fiecare dată când apare un atac. Noi, pe lângă sistemele astea clasice, să spunem, de prevenție, de malware și vulnerabilități, avem și sisteme de plăți bine protejate, astfel încât dacă primim un semnal că există un phishing sau o chestie din Polonia, putem opri toate plățile către Polonia și luate la mână a doua zi, unul câte unul, chiar dacă întârziem un pic, nu avem volume mari către țării Polonia, Egipt și mai știu care. Deci, cred că Banca Națională a României e o instituție foarte puternică și a fost dintotdeauna și, cum să zic, foarte respectată în România, iar Asociația Română a Băncilor ajută extraordinar. Nu știu cum e în alte domenii, chiar aș fi curios în farmaceutică, care vorba aia, dacă nici farmaceutica n-a crescut în ultimii 2 ani, de ne iau administratorii de sisteme din bănci și programatorii, n-a mai crescut nimeni de când a venit pandemia. Asta înseamnă, și trec la Cătălina, mulțumesc foarte mult, Florin, uite că și în subsidiar Florin se plânge de... preluarea de personal, să spunem așa, sau de lipsa personalului în final. Mă leg iarăși de cifrele spuse de colegul Marinache, cu 89% ar fi nevoie de personal în zona de cybersecurity și estimat la vreo 3 milioane de oameni, având doar că voi sunteți numărul 1 în Europa și numărul 2 global. Cum diluiți cu, sau cum vă afectează, dacă vă afectează problema asta? Cu siguranță ne afectează și... clar, este un subiect pe mesele tuturor. Pe de o parte, aș zice așa că sunt câteva moduri în care încercăm să mitigăm acest risc, care nu mai e deloc un risc, e o realitate dură. Pe de o parte, vorbim de educație, vorbim de tehnologie și vorbim de educație profesională. Hai să zic că prima educație este pentru user, pentru toți colegii din companie și educație în sensul în care securitatea companiei este responsabilitatea tuturor și toate aceste traininguri, toate aceste exerciții de care vorbim și ele sunt campanii clasice, cam în toate companiile mari. Cred că povesteam într-un alt eveniment, noi am făcut, de exemplu,
un minim pas, un mic bullet din toată lista de exerciții și de pregătire pe care am avut-o noi ca organizație globală înainte de Jocurile Olimpice a fost retrainuirea tuturor angajaților, deci vorbim de 110.000 de angajați globali care au fost au făcut din nou training-ul în 6 luni înainte de jocuri, ca să ne asigurăm că informația este actualizată, este proaspătă, este cunoscută de toți. Și a fost doar un mic punct din pregătirea noastră pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Deci partea aceasta de educație a tuturor este critică și noi ne implicăm inclusiv în educația către copii, în educația către cetățeni, în tot ce putem să facem ca să avem acest nivel minim de înțelegere. Ne ducem mai departe cu educația pentru profesioniști și acolo, clar, noi încercăm și intrăm cât mai mult, nu doar pentru ce înseamnă experți în cybersecurity, unde, desigur, avem academie, avem programe prin care trainuim și nu cred că suntem singuri, cred că toți providerii, cam toate companiile în zona asta încearcă să investească în această zonă și să contribuie într-un mod în care a construi expertiza respectivă, dar ne ducem și ne ducem foarte mult către zona de software development, și în colaborarea noastră cu universitățile, de exemplu, abordăm facultățile lor în mod variat, nu doar parte de ceea ce știm clar automatică, ne ducem pe facultățile în care cursurile sunt pe zona de software development sau gen cibernetică sau oriunde avem posibilitatea să extindem cunoștințele și awareness-ul și responsabilizarea tuturor care fac design de soluții software, care implementează soluții software-hardware în a implementa concepte și mecanisme din security by design și, evident, tehnologii. Vorbeam mai devreme de artificial intelligence, vorbeam de eficientizare, de a reduce efortul manual. Asta nu înseamnă că avem nevoie de mai puțin oameni, asta înseamnă doar că încercăm să fim mai eficienți și să folosim inteligența umană acolo unde trebuie. Și în a face diferența, în a înțelege mecanismele, în a construi mecanismele de care să ne ajute, în a construi tehnologiile care să ne ajute mai departe. Cam aici suntem noi. Și apropo de build executive level awareness, bănuiesc că același lucru înseamnă training și... Da, training și poate mai mult, acum sunt două perspective. Pot să zic din perspectiva Atos, unde cybersecurity este pilar strategic și atunci lucrurile sunt foarte bine stabilite la nivelul board-ului și a înțelegerii acestui domeniu. Dar ceea ce facem noi mai departe pentru clienții noștri în zona de consultanță, de servicii de consultanță, e în a... Nu doar training clasic, dar și awareness pe consecințe, pe risc, mergând către zona acolo unde C-level sunt sensibili. La ce înseamnă risc de business, la ce înseamnă risc financiar, la ce înseamnă risc reputațional. Câteodată, și de exemplu în portofoliul nostru, e un portofoliu larg în care includem cam toți partenerii de la masă, cam tot noi lucrăm și prin serviciile pe care le vrem cam cu toți colegii care au fost astăzi în prezentări. Avem și un serviciu de, clar, avem threat intel general, așa cum discutam, și acele feed-uri pe care le identificăm și le folosim le includem în serviciile noastre, dar avem și serviciu special pentru digital surveillance, pentru ce înseamnă VIP, atât brand, cât și board members sau CEO, pentru atacurile targetate. Și atunci... Devine aware. Dacă văd că sunt cunoscuți în medii în care nu știau că devine important pentru ei. Până la urmă tot cu PNL-ul se rezolvă, adică până la urmă explicându-le cât pierd, probabil că clar.
Da. Mulțumesc foarte mult. Înainte să mă duc la Bogdan, trec pe la Magda și am o curiozitate. La un moment dat, inclusiv Florin și, mă rog, colegii din au menționat despre faptul că CIO și departamentul IT au în continuare o suită întreagă de sisteme IT prin care monitorizăm diferite procese în asigurarea, în acoperirea zonei de cybersecurity. Cum vezi zona asta? Adică pentru noi este o problemă de integrare. Știu că Palo Alto parcă ar avea ceva în zona asta. Da. Avem și ne-am construit strategia așa, plecând de la aceleași cifre pe care cred că și Florin Marinache puțin mai devreme le-a citat. Asta vedem și noi. Industria securității cibernetice a făcut ceva greșit și a făcut-o acum mulți ani, când a început să dezvolte pentru fiecare problemă o soluție. O soluție bună și așa micro-verticalizat, micro-segmentat zonele astea de interes. A creat un produs pentru endpoint security, a creat un produs pentru securitate perimetrală, un produs pentru cloud security, unul pentru security, pentru cloud access, unul pentru sandboxing. Pot să continui așa 5 minute. Cert e că landscape-ul competitiv în securitatea cibernetică e fără asemănare în orice altă industrie. Vorbim de sute și probabil mii de logo-uri și de soluții. Și studiile pe care le cita Florin mai devreme stau și la baza construcției strategiei noastre. Așa, la aceeași concluzie am ajuns și noi, că fiecare companie, cel puțin de nivel enterprise, nu o să pretind că o companie din sectorul SMB folosește un număr similar de vendori, dar în sectorul enterprise, numărul de soluții de securitate se învârte pe aici, pe la 20-30. Și acum trebuie să ne gândim care e resursa pe care o companie trebuie să o disloce, resursă financiară, resursă de timp, resursă umană, ca să țină, să administreze toate aceste soluții, să le actualizeze, să le updateze, să le pecuiască, să le folosească, pentru că ele produc alerte, au funcționalități. Cineva trebuie să stea și să se uite la 30 de ecrane, la 30 de panouri de management. Aici credem noi că e o mare vulnerabilitate pentru clienții noștri. Utilizarea unui număr atât de mare de point solutions a vulnerabilizat organizațiile și de asta spun că pe undeva industria securității cibernetice a greșit făcând asta. Ce a făcut Palo Alto Networks a fost, noi suntem într-o fază de expansiune și de câțiva ani achiziționăm astfel de point products foarte performante, fiecare în micro-verticala ei, și ce am făcut și mai bine a fost că le-am integrat. Le-am făcut să vorbească una cu alta, să se integreze nativ, să comunice, să schimbe date, să schimbe loguri, să poată fi administrate dintr-un singur panou de management, să simplificăm viața și bugetul CIO-ului și echipei lui, dar să scădem și riscul de atacuri, pentru că, din nou, folosind atât de multe astfel de soluții, s-au creat breșe și în aceste puncte vulnerabile organizațiile vor fi atacate. Cam asta e strategia noastră de comprimare, de simplificare a numărului de soluții și de creare a unei platforme care e mult mai ușor de utilizat și mult mai sigur. Până la urmă, tot standardizarea este cheia succesului în cam tot ceea ce facem. Pare că da. Da, Bogdan, înțeleg că trebuie să pleci, că ai un call, nu mi-am dat seama. Da, uite, te rog eu, ajută-ne cu cum reușim să facem, să asigurăm funcționarea business-ului, până la urmă, și procesele critice în cazul unei breșe de securitate și, înainte să pleci, să dai și un gând de final pentru CIO sau ce recomandări ai pentru membrii CIO Council și pentru profesioniști din securitate. Da.
Evident, văd câteva elemente cheie. Un lucru, mi-a plăcut, practic, și un lucru că ne-am vorbit între noi, mi-a plăcut că fiecare din producătorii, integratori, clienți, da, am vorbit despre acest open. Tu cred că ai spus, de fapt ai subliniat open, da, faptul că sistemele, că vorbim de infrastructură hardware, că vorbim de cea software, că de vorbim de zona asta de integrare cu cloud, trebuie să lucreze între ele. Asta e clar. Ceea ce diavolul stă în detalii. Ceea ce, așa e o vorbă, nu? Ceea ce e important este cumva să reușim să privim fiecare aspect. Mi-aduc aminte o discuție, nu de acum vreo 6-8 luni tot împreună, în care spuneam, eram într-un oraș alături de România, tot în limba română se vorbea, ceea ce îmi făcea mare plăcere, și cineva s-a ridicat și a spus, eu am rezolvat o problemă de securitate cibernetică, am pus un calașnicov în fața data center-ului. Probabil că așa și făcuse, nu? Și un aspect l-a rezolvat, probabil, cel de acces control, nu? Într-un fel. Omul era destul de serios. Evident că, prin detalii, mă refer la o mulțime de factori. Replicăm niște date, dar noi nu știm dacă datele alea sunt 100% curate. Da? Pentru că tocmai spuneam că lucrurile se pot întâmpla în timp. Evident că dacă avem un mediu offline gen tape, partea de inteligență e zero, pentru că eu nu știu ce am scris în tape-urile alea. N-am cum ulterior să vin cu niște engine-uri, da, cu niște motoare, prin care să-mi dau seama că ceea ce s-a întâmplat acum 10 zile, acum 30 de zile, era sau nu un gold copy al acelor date. Da? Sunt foarte multe detalii pe care eu recomand să aibă răbdare clienții, partenerii, să le discutăm. Da? Nu există un adevăr absolut, părere personală, da? Și există întotdeauna ideea asta de a înțelege fiecare posibilitate, evident, comparat cu riscul respectiv, pe care IT-ul, din păcate, de multe ori ni le descoperă, da? Odată cu implicare, eu știu, utilizarea protocoalelor multiple de comunicare, dezvoltarea asta nouă în zona asta de, nu am atins astăzi, zona asta de containerizare, care, ca și zona de virtualizare, ne-a adus multe avantaje, dar ne-a adus și bătăi de cap într-un fel. Da? Adică, repet, diavolul stă în detalii. Deci trebuie să avem răbdare, să avem această disponibilitate de a analiza fiecare element în parte. Uneori poate sună puțin exagerat, dar e bine din când în când și în mod regulat, ca și educarea personalului până la urmă, să fim atenți, da, s-a vorbit despre actualizare. Politicile pot fi actualizate. Clienții schimbă de multe ori, companiile schimbă anumite priorități din mers, da? Ca să nu spun întotdeauna de aplicații noi și așa mai departe. De curând, o altă companie din zona asta financiară în România îmi spunea, mă, nu am fost interesat să înțeleg prea bine ce înseamnă integrarea asta aplicație, storage, apropo, poate asta poate fi un subiect de viitor, zona asta de object, da? Dar au început să mă nebunească diferite departamente, da? Care vin cu proiecte, vin cu aplicații, apropo de deschiderea asta către conceptul de cloud, și necesită mie să fac investiții, nu doar noi, dar diferite. Asta spunea chiar o companie, da? Și atunci trebuie să înțeleg fiecare, evident, să poziționez din punct de vedere securitate fiecare acest aspect. S-a menționat ideea asta de offline și de... Eu am practic am pus cuvântul ăsta volt în discuție astăzi. Evident că și aici este într-adevăr acel răspuns clasic din IT. Da? Depinde. Da? Nu e niciun da, nu e niciun nu, e depinde. Depinde, ăsta iară vine în zona asta de detalii. De ce unii dintre noi, sau poate, nu știu, poate fiecare dintre noi, avem o zonă de asta de safety, de siguranță? Unii și-au pus chiar în zidurile casei și-au creat o zonă, nu? Ca un safe, că sună și safe în limba română, sună un pic și cu safe-ul din engleză. Da? Pentru că acolo își țin anumite bijuterii, anumite valori. Da? Evident, în zona de IT, valorile alea sunt datele, pe lângă oameni, cele cu care lucrăm zi de zi. Dar în același timp vreau să mă asigur că dacă se întâmplă ceva și oricâte elemente, mă uit așa ca un cetățean, companii mari de securitate, da, ce povestea Magda, în primul rând se protejează ea pe ea. Da? Și pentru că nu are nimeni, nu poate să garanteze 100% că mâine e ca ieri.
Și știm de nume mari din lumea securității IT-ului care au fost nevoite să, practic, să iasă public și să anunțe. Și atunci trebuie să mă gândesc, ok, aceste valori deosebite, da, cum mă asigur că pot fi disponibile în cazul în care se întâmplă acel what if? What if? E simplu. What if? Ok, că e 1% riscul, că e 0,1% riscul, care e impactul, de fapt. Da? Și atunci, conceptul ăsta de volt, după părerea mea, e un concept, în primul rând, de a discuta, de a înțelege pe nivelele alea clasice OSI, da? Unde mă găsesc pentru fiecare, evident, element critic. Aici am și unelte, îmi oferă tehnologia informației unelte prin care să înțeleg clasificarea unor date. Există, de exemplu, tool-uri, da? Unelte de clasificarea datelor. Evident, mă uit către Dell Technologies, mă gândesc la Data IQ, ca o platformă care vine pe ceea ce am eu existent, pe diferite tipuri de elemente de stocare, de infrastructură, da? Și înțelege datele. Da? Așa cum eu mă aștept ca ele să fie, eu ca data ownership. Și pe baza acestor informații, da, pot să iau mai devreme, mai târziu, ulterior, da, să iau niște decizii vis-a-vis de modul în care le protejez pe fiecare în parte cu aceste add-on value, acel, îi spun generic, 1% risc. Acel 1% poate să fie mai mic, poate să fie mai mare. Foarte interesant, iar am spus de acel cuvânt care mie mi se pare că toată lumea utilizează astăzi, acum 2-3 ani nu era utilizat, sau cel puțin eu nu-l simțeam, imutabilitate, o pun în limba română acum, immutability. Dragilor, immutability e fenomenal, că se numește worm, write once, read many, că se numește, nu știu, sub altă, e fenomenal, dar nu e suficient, exact ca și Kalashnikov-ul ăla din fața data center-ului. Păi, ok, e perfect. Dacă din punct de vedere physical security un element de protecție, e perfect. Dar nu e suficient. Da? Fără inteligență, fără eventuală o izolare a acelor date, copia datelor critice, de la un moment sau altul, apropo de RTO-RPO, da? Nu pot să ajung la acel 100%. Și acum o să-mi atrag niște întrebări. Bă, unde ai scos-o pe asta cu 100%? Practic, pot să ajung la 100% securitate din perspectiva faptului că dacă se întâmplă ceva, eu pot reacționa imediat. Imediat ăsta însemnând probabil niște ore, niște depinde. Da? Iar depinde. Depinde de ce îmi doresc. Dar pot să-mi asigur acel nivel de securitate de 100%. Ok, nu intrăm în zona unui război nuclear sau cine știe ce altă catastrofă fenomenală. Da? Ca să știu să dorm liniștit și să știu că dacă orice s-ar întâmpla, pot să am garanția că acele date critice nu numai că sunt recuperabile, dar pot imediat să intre în business până când probabil mediul de producție, procesele sunt din nou ajustate după forensics, după analiză. Asta este ceea ce Dell practic embrace, da? Îmbracă peste zona asta de infrastructură pe care oferă de la laptopuri până la, eu știu, elemente de compute și de stocare de înaltă fidelitate și disponibilitate. Astea sunt elemente, evident, care uneori vin ca opțiuni, alteori le avem embedded, incluse, nativ, da? în echipamentele noastre. Da? Din nou, spun că e totul ține și de acest assessment, această discuție, aceasta. Nu vreau să folosesc cuvântul negociere, care are o altă tentă, dar exact, are o altă tentă, dar este o discuție despre ce pot să fac pe fiecare nivel. Am luat OSI ca referință, că rămâne în zona cel puțin de comunicații o structură standard, da, pe care să adresez fiecare potențial risc de securitate. Și asta este ceea ce Dell susține și, iarăși, de multe ori prin intermediul partenerilor noștri, da, aducem, îmbrăcăm tot stack-ul respectiv. Un singur lucru, uite, mai mi-aduc aminte de un detaliu, apropo de immutability. Se vorbește foarte mult în ultimul timp, iară, poate era și mai de mult, poate n-am simțit, metadate versus date. Uite, un alt subiect care ar putea să fie interesant. Da? Metadate versus date. Metadatele îmi spun totul despre date, de ce să mă mai intereseze contentul. E, nu e chiar așa, că ne-au arătat aceste scripturi de tip ransomware, da? Că e important să înțeleg și ce se întâmplă în baza aia de date, nu doar la nivelul catalogului, nu doar la nivelul logurilor, da? ci inclusiv la nivelul contentului. Și asta e foarte important, să pot să urmăresc acel content critic, da? Ce se întâmplă live cu el, moment de moment.
Da? Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Totul este o negociere în viață. Magda, da. Gianu, 30 de secunde, un final pentru CIO și pentru directorii de IT. 30 de secunde. Automatizați, simplificați, integrați, pentru că, din nou, cum spuneai tu, spuneai, poate e mult spus, suntem într-un război. Noi credem că suntem deja într-un război și dacă nu facem lupta asta egală, va fi foarte greu să respingem acele atacuri complicate, complexe, care se schimbă de la minut la minut și de la oră la oră. Deci, automatizați, simplificați, integrați. Mulțumesc frumos, Cătălina! Aș porni mai departe cu simplificați, înțelegeți ce aveți în curte și să aduceți schimbarea asta într-un 360 împreună cu security, împreună cu toate cele elemente la masă și educație. Mulțumesc foarte mult, Florin. Ultima idee. Dar să te pui pe unmute. Clientul nostru, stăpânul nostru, nu? Așa este. O altă vorbă. Ziceam că nici nu știu cui să mulțumesc mai întâi toată lumea că au o contribuție extraordinară de la revista Cariere, la CIO Talks, la providerii. Aflăm și învățăm de fiecare dată unii de la alții. Eu între timp mă uitam și la pe la statistică pe aici. Mă uitam că am depășit totuși cu 40 de minute și doar 2 din 100 și ceva de participanți au părăsit meeting, probabil din motive obiective, ceea ce înseamnă că chiar a fost interesant. Cred că trebuie să mulțumim și lor pentru participare, că na, împărțim experiențe și gânduri cu toată lumea și să fim sănătoși, să ne vedem cu aceeași plăcere și data viitoare. Mulțumesc foarte mult, Florin. Doamnelor și domnilor, se încheie o nouă ediție a evenimentelor CIO Talk. De data asta a fost security, am avut alături de noi reprezentanții Dell, Arash, care a avut o prezentare absolut foarte, foarte catchy despre ce înseamnă securitate cibernetică în contextul digitalizării. Foarte frumos acel Build Executive Level Awareness, care mie îmi place, și această invitație a lui Joe Biden și White House de a ne ține backup-urile offline. Foarte bun și domnul Tudor cu Expanse. Este o invitație la a încerca să vedem ce se întâmplă din exteriorul organizației sau cum se vede din exteriorul organizației, pentru că ceea ce se vede din exterior nu se vede din interior. Expanse este un tool care, iată, cu cele trei componente, Expander, Behavior și Link. Apropo de probleme pe care pot să le aducă furnizorii, este un subiect pentru emisiunile viitoare, pentru că furnizorii aduc, din păcate, o suită de probleme, partenerii cu care lucrăm până la urmă, nu e vorba de cei care asigură securitate cibernetică, QRadar, produsul IBM foarte cunoscut, și foarte multe date statistice care sunt suficient de appealing, apropo de 44% dintre alerte care nu sunt luate în considerare și 54% nici măcar nu sunt remediate. Este clar că există foarte mult zgomot, este clar că există foarte multă perturbație, e clar că activitatea în zona de cybersecurity este foarte persistentă, de aceea avem nevoie de instrumente. Cum bine îmi spuneam eu un amic, ești atât de bun CIO pe măsura tool-urilor pe care le folosești, dacă n-ai tool-uri, ca și Mourinho, poți ești super mare antrenor dacă antrenezi niște băieți de pe la Real Madrid, nu de la Dinamo sau Steaua. Și mulțumim foarte mult paneliștilor, absolut foarte bune insight-urile din partea tuturor și nu pot decât să vă mulțumesc. Mulțumim Supporting Partners, Dell Technologies, Palo Alto Networks, partenerilor Atos și RomSim Data. Pe 8 decembrie o să închidem sesiunile CIO Talks din acest an cu un subiect legat de digitalizare, dar vom reveni. Mulțumesc foarte mult și revistei Cariere pentru organizare și ținem aproape. Mulțumim! Numai bine! Stay safe! Yeah!